În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișând credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său: când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne, prin mila lui Dumnezeu, un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Legea naturii umane. Oricine a auzit oameni certându-se. Uneori cearta lor pare nostimă, iar alteori pare de-a dreptul neplăcută.
Dar oricum ar părea, eu cred că putem învăța un lucru foarte important dacă ascultăm la lucrurile pe care le spun ei. Ei spun ceva de genul, cum ți-ar place dacă ți-ar face ție cineva lucrul acesta? E locul meu, eu am fost primul aici. Dă-i pace, nu-ți face niciun rău. De ce să încep tocmai tu? Dă-mi o felie din portocala ta, eu ți-am dat dintre a mea. Haide, doar mi-ai promis. Oamenii spun lucruri de felul acesta în fiecare zi, oameni învățați sau neînvățați, copii sau oameni mari. Ceea ce mă interesează pe mine în toate aceste remarci este că omul care le face nu spune doar că întâmplător purtarea celeilalte persoane nu este pe plac. El face apel la un standard de conduită care se așteaptă să fie cunoscut de cealaltă persoană. Foarte rare ori se întâmplă ca persoana cealaltă să răspundă, ia mai lasă-mă în pace cu standardul tău. Aproape întotdeauna ea încearcă să arate că ceea ce a făcut nu încalcă de fapt standardul sau că, dacă o face, există o scuză specială. Ea pretinde că în cazul acesta aparte există un motiv special pentru care persoana care a ocupat cea din tâi locul ar trebui să-l cedeze sau că lucrurile au fost diferite atunci când a primit o felie de portocală sau că s-a întâmplat ceva care o împiedică să-și respecte promisiunea. S-ar părea de fapt că amândouă părțile au avut în gând o lege sau o regulă oarecare cu privire la corectitudine, la conduita decentă, la moralitate sau la orice altceva ai vrea să spui, o lege cu privire la care ei sunt de acord. Și într-adevăr, ei sunt de acord cu privire la ea. Dacă nu ar fi așa, ar putea desigur să se lupte ca animalele, dar nu s-ar putea certa în sensul uman al cuvântului. Cearta este o încercare de a arăta că persoana cealaltă greșește. Nu ar avea niciun sens să încerci să faci acest lucru dacă cele două părți nu ar avea o oarecare înțelegere cu privire la ce este binele și răul. Tot așa nu ar avea sens să spui că un jucător de fotbal a comis fault dacă nu ar exista o înțelegere oarecare cu privire la regulile jocului de fotbal. Această lege sau regulă despre bine și rău a fost numită mai de mult legea naturii. În zilele noastre când vorbim despre legile naturii, ne referim de obicei la legi cum sunt gravitația, ereditatea sau legile chimiei. Dar când gânditorii din vechime au numit legea binelui și răului legea naturii, ei au înțeles prin aceasta legea naturii umane. Ideea era că, după cum toate corpurile sunt guvernate de legea gravitației și după cum toate organismele sunt guvernate de legi biologice, tot așa creatura numită om își are legea ei. Cu deosebirea că un corp fizic, nu poate alege dacă se asculte sau nu de legea gravitației, în timp ce omul poate alege dacă se asculte sau nu de legea naturii umane. Putem formula ideea aceasta într-un alt mod. Orice om este supus în orice clipă la acțiunea câtorva seturi de legi, dar există numai o singură lege pe care are libertatea să nu o respecte. Ca și corp fizic, el este supus gravitației și nu o poate încălca. Dacă îi dai drumul în aer fără să-l susții într-un fel oarecare, el nu are mai multă libertate decât o piatră în ceea ce privește căderea. Ca organism, el este supus diferitelor legi biologice pe care nu le poate încălca, întocmai cum nici animalele nu le pot încălca. Cu alte cuvinte, el nu poate încălca acele legi care îi sunt comune lui și altor lucruri. Dar legea care este specifică naturii sale umane, legea pe care nu o are în comun cu animalele, cu plantele sau cu lucrurile neînsuflețite, este cea pe care o poate încălca dacă alege să o facă. Legea aceasta a fost numită legea naturii, deoarece oamenii au crezut că fiecare o cunoaște prin însăși natura sa și că nu are nevoie să fie învățat. Desigur, ei nu au vrut să spună prin aceasta că nu s-ar putea să găsești aici și colo câte un individ bizar care să nu o cunoască, la fel cum găsești câțiva oameni care nu pot distinge culorile sau care nu au ureche muzicală. Dar luând rasa umană în întregime, ei credeau că ideea umană de comportare decentă era de la sine înțeleasă de oricine. Și eu cred că ei aveau dreptate. Dacă nu ar fi avut dreptate, atunci toate lucrurile pe care le-am spus noi despre război ar fi absurde.
Ce sens ar fi avut să spunem că dușmanul greșește, dacă binele nu este un lucru real, pe care în adâncul ființei lor, naziștii îl cunoșteau la fel de bine ca și noi și ar fi trebuit să-l pună în aplicare? Dacă ei nu ar fi avut idee despre ce înțelegem noi prin bine, atunci puteam să ne luptăm, dar nu puteam să-i învinovățim pentru aceasta, la fel cum nu-i puteam învinovăți pentru culoarea părului lor. Cunosc câțiva oameni care susțin că ideea legii naturii sau a comportării decente, cunoscută de toți oamenii, este nefondată, deoarece diferite civilizații și diferite epoci au avut principii morale diferite. Dar afirmația aceasta nu este adevărată. Au existat diferențe între principiile lor morale, dar acestea nu au fost niciodată diferențe totale. Dacă cineva va face efortul să compare învățăturile morale ale, să zicem, egiptenilor, babilonienilor, hindușilor, chinezilor, grecilor și romanilor din antichitate, ceea ce îl va izbi va fi asemănarea dintre ele și asemănarea tuturor cu învățătura noastră morală. Câteva dovezi în sensul acesta le-am adunat într-o anexă la o altă carte intitulată Abolirea omului. Dar pentru scopul nostru prezent, este suficient să-l întreb pe cititor ce crede el că înseamnă o moralitate totalmente diferită. Imaginați-vă o țară în care oamenii ar fi admirați pentru că fug de pe câmpul de luptă, sau în care cineva s-ar simți mândru dacă i-ar înșela pe toți oamenii care au fost buni cu el. Ați putea la fel de ușor să vă imaginați o țară în care 2 și cu 2 fac 5. Oamenii s-au deosebit întotdeauna în concepția lor cu privire la persoanele față de care trebuie să fii altruist, dacă numai față de familia ta sau față de compatrioții tăi sau față de toți oamenii. Dar oamenii au fost întotdeauna de acord că omul nu trebuie să fie egoist. Egoismul nu a fost admirat niciodată. Oamenii au avut păreri diferite cu privire la numărul de neveste pe care trebuie să le aibă, dacă să fie una sau 4. Dar ei au fost de acord întotdeauna că nu trebuie să fie permis să iei pur și simplu pe orice femeie care îți place. Dar lucrul cel mai remarcabil este următorul. Ori de câte ori vei găsi un om care spune că el nu crede într-un bine și un rău real, vei descoperi că își va retrage afirmația o clipă mai târziu. El poate să-și încalce promisiunea pe care ți-a făcut-o, dar dacă tu încerci să încalci o promisiune pe care i-ai făcut-o, înainte ca să poți spune tu un cuvânt, el va protesta: nu e bine ce faci. O națiune poate spune că tratatele sunt lipsite de valoare, dar apoi, în clipa următoare, își va dezminți afirmația spunând că un anumit tratat pe care a vrut să-l încalce a fost nedrept. Dacă tratatele nu au nicio valoare și dacă nu există bine și rău, cu alte cuvinte, dacă nu există o lege a naturii, care este diferența între un tratat drept și un tratat nedrept? Oare nu s-au dat ei singuri de gol și nu au arătat că orice ar spune, ei au cunoștință de legea naturii, la fel ca toți ceilalți oameni? S-ar părea deci că suntem obligați să credem într-un bine și un rău real. Oamenii pot greși uneori cu privire la bine și rău, la fel cum uneori își greșesc socotelile. Dar binele și răul nu sunt o chestiune de gust sau de opinie mai mult decât este tabla înmulțirii. Dacă suntem cu toții de acord în privința aceasta, voi trece la punctul următor, care este acesta. Nici unul dintre noi nu respectă în totul legea naturii. Dacă sunt excepții printre voi, îmi cer scuze. În cazul acesta ar face mai bine să asculte altceva, deoarece pe ei nu-i privește nimic din ceea ce urmează să se spună. Și acum, revenind la ființele umane de rând care au rămas. Sper că nu veți înțelege greșit ceea ce urmează să spun. Eu nu predic și Dumnezeu știe că eu nu pretind că sunt mai bun decât alții. Eu încerc doar să atrag atenția asupra unui fapt. Faptul că în anul acesta, sau în luna aceasta, sau mai probabil chiar în ziua aceasta, noi înșine nu am pus în practică felul de comportare pe care îl așteptăm de la alții. Se poate să găsim tot felul de scuze. Împrejurarea aceea în care ai fost foarte nedrept cu copiii a fost când erai foarte obosit. Afacerea aceea bănească, puțin dubioasă, cea pe care aproape ai uitat-o, a venit atunci când erai la strâmtoare. Și ceea ce ai promis că vei face pentru cutare și nu ai făcut, ei bine, nici măcar nu ai fi promis dacă ai fi știut cât de îngrozitor de ocupat aveai să fii. În ceea ce privește purtarea ta față de soția ta sau soțul tău sau sora ta sau fratele tău,
Dacă aș ști cât de enervanți pot fi, nu m-aș mira. Și în fond, cine sunt eu? Și eu sunt la fel. Cu alte cuvinte, eu nu reușesc să respect în totul legea naturii. Și în momentul când cineva îmi spune că nu o respect, începe să se nască în mintea mea un șirac de scuze mai lung decât mâna ta. Problema care se pune în momentul acela nu este dacă acelea sunt niște scuze bune. Adevărul este că ele nu sunt decât o dovadă în plus cât de profund credem noi în legea naturii, fie că ne place, fie că nu ne place. Dacă noi nu credem în comportarea decentă, fie că ne place, fie că nu ne place. Dacă noi nu credem în comportarea decentă, de ce suntem atât de nerăbdători să ne scuzăm când nu ne-am comportat decent? Adevărul este că noi credem în decență atât de mult, avem sentimentul că stăpânirea legii ne apasă, încât nu putem suporta faptul că o încălcăm și, în consecință, încercăm să dăm vina pe altceva. Observați că numai pentru purtările noastre rele găsim toate aceste explicații. Numai stările de nervozitate le punem pe seama oboselii, a îngrijorării sau a foamei. Pentru stările pozitive ne asumăm noi înșine meritul. Acestea deci sunt cele două lucruri pe care am vrut să le spun. Mai întâi, că ființele umane de pretutindeni de pe pământ au această idee ciudată că trebuie să se comporte într-un anumit fel și nu se pot debarasa de ea. În al doilea rând, ei nu se comportă așa cum ar trebui. Ei cunosc legea naturii, dar o încalcă. Aceste două fapte sunt de importanță fundamentală pentru orice sistem de gândire clar cu privire la noi înșine și la universul în care trăim. Dacă cele expuse anterior constituie temelia, ar fi bine să mă opresc ca să consolidez temelia înainte de a trece mai departe. Câteva dintre scrisorile pe care le-am primit arată că multor oameni le este greu să înțeleagă ce este de fapt această lege a naturii umane sau legea morală sau regulă a comportării decente. De exemplu, cineva mi-a scris: ceea ce numiți lege morală nu este oare pur și simplu instinctul nostru de turmă, care s-a dezvoltat la fel ca și toate celelalte instincte ale noastre? Eu nu contez că noi avem un instinct de turmă, dar nu aceasta înțeleg eu prin lege morală. Noi toți știm ce înseamnă să fii împins de instinct, de instinctul de dragoste maternă, de instinctul sexual sau de instinctul de hrănire. Înseamnă că simți o nevoie sau o dorință puternică de a acționa într-un anumit mod. Și desigur, uneori noi simțim o asemenea dorință să ajutăm pe altcineva. Nu încape îndoială că dorința aceea este datorată instinctului de turmă. Dar a simți dorința de a ajuta este un lucru cu totul diferit de a avea sentimentul că ar trebui să acorzi ajutor, fie că vrei, fie că nu vrei. Să presupunem că auzi un strigăt după ajutor de la un om aflat în pericol. Probabil că vei simți două dorințe. Una este dorința de a da ajutor, datorită instinctului tău de turmă, cealaltă este dorința de a te feri de pericol, datorită instinctului de conservare. Dar vei descoperi în sinea ta, în afară de aceste două impulsuri, un al treilea lucru care îți spune că ar trebui să urmezi impulsul de a ajuta și că ar trebui să suprimi impulsul de a fugi. Acum, lucrul acesta care judecă între cele două instincte și decide care dintre ele să fie încurajat, nu poate fi unul dintre ele. E ca și cum ai spune că partitura muzicală care îți spune la un moment dat să cânți la pian o anumită notă și nu alta, este ea însăși una dintre notele claviaturii. Legea morală ne spune melodia pe care trebuie să o cântăm. Instinctele noastre sunt doar claviatura. O altă modalitate de a vedea că legea morală nu este doar unul dintre instinctele noastre este următoarea. Dacă două instincte sunt în conflict și în gândirea creaturii nu există nimic altceva decât cele două instincte, este evident că instinctul cel mai puternic trebuie să învingă. Dar în acele momente când suntem foarte conștienți de legea morală, ea pare să ne spună de obicei să luăm partea celui mai slab dintre cele două impulsuri. Probabil că vrei să fii în siguranță mai mult decât vrei să ajuți pe un om care se înneacă. Dar legea morală spune să-l ajuți cu toate acestea. Deseori ea ne spune să încercăm să facem impulsul bun mai puternic decât este el în mod natural. Vreau să spun că deseori noi considerăm că este de datoria noastră să stimulăm instinctul de turmă, prin trezirea imaginației, prin stârnirea milei și așa mai departe, ca să adunăm energie suficientă pentru a face lucrul potrivit.
Dar este evident că noi nu acționăm din instinct atunci când ne propunem să întărim mai mult un anumit instinct. Lucrul care îți spune instinctul tău de turmă este adormit, trezește-l, nu poate fi însuși instinctul de turmă. Lucrul care îți spune care notă de la pian trebuie să fie cântată mai tare, nu poate fi nota însăși. Iată un al treilea mod de a privi problema. Dacă legea morală ar fi unul dintre instinctele noastre, ar trebui să putem găsi înăuntrul nostru un instinct care să fie întotdeauna bun, în terminologia noastră, întotdeauna în armonie cu regula conduitei corecte. Dar nu poți găsi un asemenea impuls. Nu există niciun impuls pe care legea morală să nu ne spună să-l suprimăm la un moment dat și niciun impuls pe care să nu ne spună uneori să-l încurajăm. Este greșit să credem că unele impulsuri ale noastre, să zicem dragostea maternă sau patriotismul, sunt bune, în timp ce altele, cum sunt instinctul sexual sau instinctul de luptă, sunt rele. Ce vrem să spunem este că ocaziile în care este nevoie ca instinctul de luptă și instinctul sexual să fie înfrânate sunt mai frecvente decât ocaziile care impun înfrânarea dragostei materne sau a patriotismului. Dar există situații în care este de datoria unui bărbat căsătorit să încurajeze impulsul său sexual și există situații când este de datoria soldatului să încurajeze instinctul său de luptă. Există de asemenea ocazii în care dragostea mamei pentru copiii ei sau dragostea cuiva pentru țara lui trebuie să fie suprimate pentru a nu duce la nedreptate față de copiii altor oameni sau față de alte țări. În sensul strict al cuvântului, nu există impulsuri bune și impulsuri rele. Gândiți-vă din nou la pian. El nu are două feluri de note, note corecte și note greșite. Fiecare notă este corectă la un moment dat și este greșită la un altul. Legea morală nu este doar un instinct oarecare dintr-un set de instincte. Ea este ceva ce construiește un fel de melodie prin direcționarea instinctelor. Melodie pe care o numim bunătate sau conduită corectă. Pentru că veni vorba, ideea aceasta are consecințe practice importante. Cel mai periculos lucru pe care îl poți face este să iei unul dintre impulsurile firii tale și să faci din el lucrul pe care să-l urmezi cu orice preț. Nu există niciun impuls care să nu ne transforme în demoni dacă îl luăm ca ghid absolut. Ai putea crede că dragostea de oameni în general ar face excepție, dar nu face. Dacă lași la o parte dreptatea, te vei trezi că încalci acorduri și falsifici dovezile la judecată de dragul omenirii și că în cele din urmă devii un om crud și viclean. Alții mi-au scris spunând, ceea ce numiți lege morală nu este oare doar o convenție socială, ceva ce este pus în noi prin educație? Cred că lucrurile au fost înțelese greșit în privința aceasta. Oamenii care pun această întrebare de obicei socotesc de la sine înțeles că dacă noi am învățat un lucru de la părinți sau de la învățători, lucrul acela trebuie să fie doar o invenție omenească. Bineînțeles că lucrurile nu stau așa. Noi toți am învățat la școală tabla înmulțirii. Un copil care a crescut singur pe o insulă pustie nu ar ști-o. Dar oare rezultă din aceasta că tabla înmulțirii este o simplă convenție umană, ceva ce oamenii au născocit pentru ei înșiși și care ar fi putut fi altfel dacă ei ar fi vrut așa? Eu sunt cu totul de acord când spuneți că noi învățăm regula conduitei decente de la părinți și învățători, de la prieteni și din cărți, la fel cum învățăm orice alt lucru. Unele lucruri pe care le învățăm sunt simple convenții care ar fi putut fi diferite. În Anglia noi învățăm să conducem pe partea stângă a străzii, dar s-ar fi putut la fel de bine ca regula să fie să conducem pe partea dreaptă. Dar alte lucruri, cum este matematica, sunt adevăruri reale. Problema care se pune este în care categorie se încadrează legea naturii umane. Există două motive ca să spunem că ea aparține aceleași categorii cu matematica. Primul este că, așa cum am spus în primul capitol, deși există diferențe între ideile morale dintr-o țară sau o epocă și cele din altă țară sau altă epocă, diferențele nu sunt de fapt foarte mari. Nu sunt așa de mari cum își închipuie cei mai mulți oameni și poți recunoaște în toate aceeași lege,
în timp ce în cazul unor simple convenții, cum este partea drumului pe care se circulă sau felul de îmbrăcăminte al oamenilor, diferențele pot fi oricât de mari. Celălalt motiv este următorul. Când te gândești la diferențele dintre moralitatea unui popor și a altuia, crezi că moralitatea unui popor este mai bună sau mai rea decât a altuia. Schimbările făcute au fost oare îmbunătățiri? Dacă nu au fost, atunci nu poate exista progres moral. Progres nu înseamnă doar schimbare, ci schimbare în mai bine. Dacă niciun set de idei morale nu ar fi mai adevărat sau mai bun decât toate celelalte, nu ar avea niciun sens să preferăm moralitatea lumii civilizate față de moralitatea lumii necivilizate sau moralitatea creștină față de moralitatea nazistă. În realitate însă, noi toți credem că anumite învățături morale sunt mai bune decât altele. Noi credem că unii oameni care au încercat să schimbe ideile morale ale epocii lor au fost ceea ce noi numim reformatori sau pionieri, oameni care au înțeles moralitatea mai bine decât semenii lor. Foarte bine. Momentul în care spui că un set de idei morale poate fi mai bun decât altul, de fapt, tu le evaluezi pe amândouă prin prisma unui standard și spui că unul dintre ele se conformează în mai mare măsură standardului decât celălalt. Dar standardul care le măsoară și le compară pe amândouă este ceva diferit de oricare din aceste două seturi de idei. De fapt, tu le compari pe amândouă cu o moralitate reală, admițând că există un bine real, independent de ce cred oamenii, și că ideile unor oameni se apropie mai mult decât ale altora de binele real. Putem spune lucrul acesta și în alt fel. Dacă ideile tale morale pot fi adevărate, iar cele ale naziștilor pot fi mai puțin adevărate, trebuie să existe ceva, o moralitate reală, prin raportare la care ele să fie adevărate. Motivul pentru care ideea ta despre New York poate fi mai mult sau mai puțin adevărată decât a mea este că New Yorkul este un loc real care există în mod independent de ce crede vreunul dintre noi. Dacă atunci când fiecare dintre noi spune New York, fiecare se referă numai la orașul pe care mi-l imaginez în gândul meu, cum s-ar putea ca ideile cuiva să fie mai adevărate decât ale altcuiva? Nu s-ar putea lua în discuție adevărul sau falsitatea lor. În același fel, dacă regula conduitei decente ar însemna doar ceea ce se întâmplă să aprobe o națiune oarecare, nu ar avea niciun sens să spunem că o națiune ar fi mai corectă decât alta în lucrurile pe care le aprobă. Nu ar avea niciun sens să spunem că lumea ar putea să devină mai bună sau mai rea din punct de vedere moral. Concluzia pe care vreau să o trag aici este că deși diferențele între ideile popoarelor cu privire la conduita decentă te fac deseori să suspectezi că nu există nicio lege a conduitei, lege care să fie naturală și reală, totuși lucrurile la care ne gândim noi în legătură cu aceste diferențe dovedesc exact contrariul. Mai este un lucru pe care vreau să-l spun înainte de a încheia. Am întâlnit oameni care exagerează diferențele, deoarece ei nu fac distincție între diferențele de crez cu privire la faptele reale. De pildă, cineva mi-a spus, în urmă cu 300 de ani, oamenii din Anglia omorau vrăjitoarele. Poți tu spune că aceasta era regula naturii umane sau legea conduitei corecte? Trebuie remarcat că motivul pentru care noi nu executăm vrăjitoarele este că noi nu credem că există vrăjitoare. Dacă am crede cu adevărat că există asemenea oameni care s-au vândut diavolului și au primit în schimb puteri supranaturale de la el, și dacă ei ar folosi aceste puteri ca să-i omoare pe semenii lor, ca să-i înnebunească sau ca să aducă vremea rea, este cert că toți am fi de acord că dacă merită cineva pedeapsa cu moartea, atunci aceia sunt tocmai acești colaboraționiști mizerabili. Nu este nicio diferență de principiu moral aici. Diferența este doar cu privire la realitate. Putem să considerăm că este un mare avans în cunoaștere să nu mai credem în vrăjitoare. Dar nu este niciun avans moral dacă nu le executăm atunci când nu credem că există. Nu se spune despre cineva că este omenos pentru că nu mai pune curse pentru șoareci, dacă el face lucrul acesta pentru că el crede că nu mai sunt șoareci în casă. Realitatea legii. Revin acum la ceea ce am spus la sfârșitul primului capitol, când am afirmat că sunt două lucruri ciudate cu privire la rasa umană. Primul, că oamenii sunt obsedați de ideea unui anumit fel de comportare pe care ar trebui să o practice,
ceva ce am putea numi purtare corectă sau decență sau moralitate sau legea naturii. Al doilea lucru este că în realitate ei nu practică acest fel de comportament. Unii v-ați putea întreba de ce spun că lucrul acesta este ciudat. Poate că vi se pare că este lucrul cel mai firesc din lume. În particular, poate că vă gândiți că sunt puțin prea aspru cu rasa umană. La urma urmei, ați putea spune, ceea ce eu numesc încălcarea legii binelui și răului sau legea naturii, nu înseamnă decât că oamenii nu sunt perfecți. Și în fond, de ce să aștept eu ca ei să fie perfecți? Răspunsul acesta ar fi corect dacă ceea ce aș face eu ar fi să stabilesc exact câtă vină avem în faptul că nu ne purtăm așa cum așteptăm de la alții să se poarte. Dar slujba mea nu este nici de cum aceasta. În momentul de față eu nu mă ocup de vinovăție, eu încerc să descopăr adevărul. Din punctul acesta de vedere, însăși ideea că ceva este imperfect, că nu este ce ar trebui să fie, are anumite consecințe. Dacă iei o piatră sau un pom, ele sunt ceea ce sunt și se pare că nu are niciun sens să spui că ar fi trebuit să fie altfel. Desigur, ai putea spune că piatra are o formă nepotrivită, dacă vrei să o folosești pentru o grădină alpină. Sau poți spune că pomul este un pom rău pentru că nu îți dă atâta umbră cât ai așteptat. Dar singurul lucru pe care îl spui prin aceste afirmații este că piatra sau pomul se întâmplă să nu fie potrivită pentru un scop oarecare al tău. Tu nu acuzi piatra sau pomul decât poate în glumă, pentru că sunt așa cum sunt. Tu știi în realitate că, dată fiind vremea și pământul, pomul nu putea fi altfel. Ceea ce noi numim din punctul nostru de vedere un pom rău este un pom care respectă legile naturii sale în aceeași măsură ca și un pom bun. Ați observat ce rezultă din aceasta? Rezultă că ceea ce noi numim în mod obișnuit legile naturii, modul în care vremea acționează asupra unui copac, de exemplu, se poate să nu fie cu adevărat legi în sensul strict al cuvântului, ci numai o figură de stil. Când spui că pietrele care cad se supun întotdeauna legii gravitației, oare nu este același lucru ca și cum ai spune că legea nu înseamnă decât ceea ce fac pietrele întotdeauna? Tu nu crezi de fapt că atunci când îi dai drumul unei pietre, aceasta își amintește dintr-o dată că se află sub porunca de a cădea la pământ? Tu nu spui, de fapt, decât că piatra cade. Cu alte cuvinte, nu poți ști cu certitudine dacă există ceva mai presus și în afară de lucrurile însele, vreo lege cu privire la ceea ce ar trebui să se întâmple, o lege care este distinctă de ceea ce se întâmplă de fapt. Legile naturii, așa cum sunt aplicate pietrelor și copacilor, s-ar putea să însemne doar ceea ce face în realitate natura. Dar dacă ne îndreptăm atenția spre legea naturii umane, legea conduitei decente, problema este cu totul diferită. Este clar că legea nu înseamnă ceea ce fac de fapt oamenii, așa cum am spus anterior. Mulți oameni nu respectă deloc această lege și niciun om nu o respectă în totalitate. Legea gravitației îți spune ce fac pietrele dacă le lași să cadă, dar legea naturii umane îți spune ce ar trebui să facă oamenii și nu fac. Cu alte cuvinte, când ai de-a face cu oamenii, intervine ceva ce este mai presus și dincolo de faptele propriu-zise. Pe de o parte ai faptele, modul în care se comportă oamenii, și mai ai altceva, modul în care ar trebui să se comporte ei. În restul universului nu este nevoie de nimic altceva decât de fapte. Electronii și moleculele se comportă într-un anumit fel și din acțiunea lor decurg anumite rezultate. Și aceasta poate fi întreaga poveste. Eu nu cred că aceasta este întreaga poveste, așa cum veți vedea mai târziu. Intenția mea a fost să spun că, pentru stadiul la care se găsește prezentarea mea până acum, aceasta poate să fie întreaga poveste. Dar oamenii se comportă într-un anumit fel și aceasta nu este întreaga poveste, pentru că noi știm tot timpul că ei ar trebui să se comporte într-un mod diferit. Faptul acesta este atât de neobișnuit încât suntem tentați să încercăm să-l justificăm prin explicații. De exemplu, am putea încerca să spunem că atunci când afirmăm despre un om că nu ar trebui să se comporte așa cum o face, afirmația noastră are de fapt același înțeles ca și afirmația că piatra are o formă nepotrivită. Adică ceea ce face el se întâmplă să nu ne convină nouă. Lucrul acesta însă nu este adevărat. Un om care a ocupat locul de la geam în tren pentru că el a fost primul acolo și un om care s-a strecurat în timp ce eu eram întors cu spatele și mi-a luat geanta,
sunt amândoi la fel de jenanți pentru mine. Dar eu îl acuz pe al doilea și nu îl acuz pe primul. Eu nu mă înfurii, poate cu excepția unui moment până când îmi vin în fire, pe un om care îmi pune piedică din greșeală. În schimb, mă înfurii pe un om care încearcă să-mi pună piedică, chiar și dacă nu reușește. Cu toate acestea, primul mi-a provocat o durere, în timp ce al doilea nu mi-a făcut nimic. Uneori, comportarea pe care eu o numesc rea nu mi este deloc neconvenabilă, ci dimpotrivă. În timp de război, fiecare parte poate găsi că este foarte folositor să aibă un trădător de partea cealaltă. Dar, deși ei îl folosesc și îl plătesc, îl socotesc o lepădătură de om. Prin urmare, nu pot spune că noi socotim comportarea altora decentă pentru simplul motiv că este comportarea care se întâmplă să ne fie folositoare. Cât privește comportarea decentă a noastră înșine, cred că este foarte clar că nu înseamnă o comportare care ne aduce neapărat folos. Asemenea comportare înseamnă să te mulțumești cu 30 de lei când ai fi putut să primești 300, să-ți faci cinstit temele de casă când ți-ar fi fost mai ușor să copiezi, să o lași în pace pe o fată când ți-ar fi plăcut să faci dragoste cu ea, să stai într-un loc periculos când ai fi putut să mergi într-un loc mai ferit, să-ți respecti promisiunile pe care ai prefera să nu le respecti și să spui adevărul chiar dacă te face să arăți ca un neghiob. Unii spun că conduita decentă nu este ceea ce folosește fiecărei persoane individuale la un moment dat, ci ceea ce folosește rasei umane în ansamblul ei și că, în consecință, nu este vorba de niciun mister. La urma urmei, oamenii au oarecare simț. Ei își dau seama că nu poți avea siguranță sau fericire adevărată decât într-o societate în care fiecare este cinstit. Și tocmai pentru că înțeleg lucrul acesta, ei încearcă să se comporte decent. Acum, este perfect adevărat că siguranța și fericirea pot veni numai de la persoane, clase și națiuni care sunt cinstite, corecte și bune unele față de altele. Acesta este unul dintre adevărurile cele mai importante din lume. Dar el este inadecvat atunci când este vorba să explice de ce avem sentimente de un anumit fel cu privire la bine și rău. Dacă ne punem întrebarea de ce ar trebui să fiu eu altruist și răspundem pentru că este bine pentru societate, am putea întrebarea de ce ar trebui să fiu eu altruist și răspundem pentru că este bine pentru societate, am putea întreba din nou: de ce să-mi pese mie de ce este bine pentru societate, cu excepția cazului când se întâmplă să-mi fie mie de folos? Și atunci ar trebui să spui: pentru că trebuie să fii altruist, răspuns care ne aduce din nou de unde am plecat. Ceea ce spui este adevărat, dar nu înaintezi niciun pas. Dacă ar întreba cineva ce rost are să joci fotbal, nu ar fi de mare folos să răspunzi ca să înscrii goluri, pentru că încercarea de a înscrie goluri este jocul însuși, nu motivul jocului. Și în felul acesta nu ai face decât să spui că fotbalul este fotbal, lucru care este adevărat, dar care nu are nicio valoare. De asemenea, dacă te întreabă cineva ce rost are să te comporți decent, nu are rost să răspunzi pentru a fi de folos societății, pentru că încercarea de a fi folos societății, cu alte cuvinte, încercarea de a fi altruist, este unul dintre lucrurile din care constă comportarea decentă. Ceea ce spui de fapt este că o comportare decentă este o comportare decentă. Ai spune la fel de mult ca și dacă te-ai fi oprit la afirmația: oamenii ar trebui să fie altruiști. Vreau să mă opresc aici. Oamenii ar trebui să fie altruiști, ar trebui să fie corecți. Nu spun că oamenii sunt altruiști, nici că lor le place să fie altruiști, ci că ei ar trebui să fie așa. Legea morală sau o lege a naturii umane nu este o simplă constatare cu privire la comportarea umană. După cum legea gravitației este sau poate fi o simplă constatare despre modul în care se comportă obiectele grele. Pe de altă parte, nu este o simplă născocire, pentru că noi nu ne putem debarasa de ea și majoritatea lucrurilor pe care le spunem și pe care le gândim despre oameni s-ar reduce la nonsens dacă am face așa. Nu este o simplă afirmație despre modul în care ar trebui să se comporte oamenii, așa încât să ne convină nouă, deoarece comportarea pe care o numim rea sau incorrectă nu este exact aceeași cu comportarea pe care o găsim neconvenabilă, ba poate fi chiar contrariul ei. În consecință, această regulă a binelui și răului sau legea naturii umane sau oricum am numi-o,
trebuie să fie într-un fel oarecare o realitate, un lucru care există cu adevărat, nu unul născocit de noi înșine. Cu toate acestea, nu este un fapt în sensul obișnuit al cuvântului, în același sens în care comportarea noastră reală este un fapt. Se pare că va trebui să recunoaștem că există mai multe feluri de realități, că, în cazul acesta particular, există ceva mai presus și dincolo de faptele obișnuite din comportarea oamenilor, ceva ce este totuși foarte real, o lege reală pe care nu a elaborat-o niciunul dintre noi, dar care descoperim că ne este impusă. Ce se ascunde în spatele legii? Să rezumăm cele spuse până acum. În cazul pietrelor, pomilor și lucrurilor de felul acesta, ceea ce noi numim legile naturii ar putea să nu fie decât o figură de stil. Când spui că natura este guvernată de anumite legi, aceasta poate să însemne doar că, în realitate, natura se comportă într-un anumit mod. S-ar putea ca așa numitele legi să nu fie ceva real, ceva mai presus și dincolo de faptele reale pe care le observăm. Dar în cazul omului am văzut că lucrurile nu stau așa. Legea naturii umane sau legea binelui și răului trebuie să fie ceva mai presus și dincolo de faptele reale ale comportării umane. În cazul acesta, în afară de faptele reale, mai există ceva. O lege reală pe care noi nu am inventat-o și de care ar trebui să ascultăm. Aș vrea să ne gândim la ce ne spune aceasta cu privire la universul în care trăim. De când au fost oamenii în stare să gândească, ei s-au întrebat ce este de fapt universul acesta și cum a ajuns el să existe. Și în linii foarte mari au fost susținute două concepții. Mai întâi este așa numita concepție materialistă. Oamenii care aderă la această concepție cred că materia și spațiul există prin sine, că au existat întotdeauna și nimeni nu știe de ce există. Ei cred că materia, comportându-se în anumite moduri fixe, s-a întâmplat dintr-un capriciu să producă făpturi cum suntem noi, făpturi care sunt în stare să gândească. Cu o șansă de una într-o mie, ceva a lovit soarele nostru și l-a făcut să producă planetele. Și printr-o altă șansă dintr-o mie, substanțele chimice necesare vieții și temperatura potrivită s-a întâmplat să existe pe una dintre aceste planete și o parte a materiei de pe acest pământ a devenit vie. Apoi, printr-o foarte lungă serie de întâmplări, făpturile vii s-au dezvoltat și au dat naștere la făpturi cum suntem noi. Cealaltă concepție este cea religioasă. Potrivit acesteia, ceea ce se află în spatele acestui univers se aseamănă mai mult cu gândirea decât cu orice alt lucru pe care îl cunoaștem noi. Cu alte cuvinte, este ceva conștient, ceva ce are niște scopuri și care preferă un lucru față de altul. Și potrivit acestei concepții, acel ceva a creat universul, în parte pentru scopuri pe care nu le cunoaștem, dar în parte, cel puțin într-o oarecare măsură, pentru a produce făpturi ca și sine. Vreau să spun prin aceasta că asemănarea stă în principal în faptul că făpturile create sunt înzestrate cu gândire. Să nu credeți că una dintre aceste concepții a fost susținută în urmă cu multă vreme și că cealaltă a înlocuit-o treptat. Pretutindeni, unde au existat oameni care au gândit, au apărut amândouă concepțiile. Mai observați încă un lucru. Pe baza științei, în sensul obișnuit al cuvântului, nu puteți afla care dintre concepții este corectă. Știința operează prin experimente. Ea urmărește modul în care se comportă lucrurile. Prin informație științifică, oricât ar părea de complicată, se reduce la ceva de genul: am orientat telescopul spre o anumită parte a cerului la ora 2:20 în ziua de 15 ianuarie și am observat următoarele lucruri. Sau, am pus o anumită cantitate din substanța cutare într-un vas și am încălzit-o la temperatura cutare și a reacționat în felul următor. Să nu credeți că spun ceva împotriva științei. Eu nu spun decât care este rolul științei. Cu cât este cineva mai înaintat în știință, cu atât mai mult, cred eu, va fi de acord cu mine că acesta este rolul științei și este un rol foarte folositor și necesar. Dar motivul pentru care ceva a ajuns să existe și dacă există ceva în spatele lucrurilor pe care le observă știința, ceva de o natură diferită, aceasta nu este o întrebare științifică. Dacă există ceva în spatele lucrurilor, acest ceva va trebui să rămână cu totul necunoscut oamenilor sau va trebui să se facă pe sine cunoscut într-un mod oarecare. Afirmația că există un asemenea lucru și orice afirmație care contextă existența lui
nu sunt afirmații pe care să le poată face știința. Cei care fac asemenea afirmații sunt de obicei ziariștii și romancierii care au prins câteva adevăruri răzlețe necoapte ale științei din vreo carte. La urma urmei, aceasta este o problemă de bun simț. Să presupunem că știința ar deveni cândva atât de completă încât să cunoască fiecare lucru din întregul univers. Nu este oare limpede că întrebări de felul de ce există universul, de ce funcționează în acest fel, are universul vreun sens, ar rămâne tot fără răspuns? Ei bine, situația ar fi disperată dacă n-ar mai fi un lucru. Există un singur lucru și numai unul în întregul univers despre care știm mai mult decât am putut afla prin observații exterioare. Acel lucru unic este omul. Noi nu numai că îi observăm pe oameni, noi suntem oameni. În cazul acesta noi avem, ca să zicem așa, informații din interior. Noi suntem în centrul cunoașterii. Din pricina acestui fapt, noi știm că oamenii se află sub o lege morală pe care nu ei au făcut-o, pe care nu o pot uita nici chiar atunci când încearcă și de care ei știu că trebuie să asculte. Remarcați ideea următoare. Oricine care studiază omul din afară, așa cum studiem electricitatea sau verzele, fără să cunoască limbajul nostru și, în consecință, fără să fie în stare să obțină informații de la noi, ci doar să observe ce am făcut, nu va găsi nici cea mai mică dovadă că noi avem această lege morală. Cum ar putea să găsească vreo dovadă? Căci observațiile lui i-ar arăta numai ceea ce am făcut noi, iar legea morală este cu privire la ceea ce ar fi trebuit să facem. Pe baza acelui așa raționament, dacă ar exista ceva mai presus și dincolo de faptele observate în cazul pietrelor sau al fenomenelor naturale, noi, studiindu-le din exterior, nu am putea spera să descoperim vreodată acel ceva. Problema în cazul acestei întrebări este următoarea. Noi vrem să știm dacă universul este din întâmplare ceea ce este sau dacă există în spatele lui o putere care îl face să fie ceea ce este. Întrucât acea putere, dacă există, nu ar fi unul dintre faptele observate, ci o realitate care le cauzează, ea nu poate fi descoperită printr-o simplă observare a faptelor. Există numai un singur caz în care noi putem afla dacă există ceva mai mult decât ceea ce observăm, cazul nostru. În cazul nostru, noi descoperim că acel ceva există. Am putea formula lucrul acesta în alt fel. Dacă există o putere guvernantă în afara universului, ea nu ni se poate arăta ca unul dintre faptele din interiorul universului, după cum nici arhitectul unei case nu poate fi un perete, o scară sau un șemineu din casa aceea. Singurul mod în care ne-am putea aștepta ca acel ceva să ni se arate ar fi înăuntrul nostru, ca o influență sau ca o comandă care încearcă să ne facă să ne comportăm într-un anumit fel. Și tocmai acesta este lucrul pe care îl descoperim în noi înșine. Oare nu ar trebui să ne ridice întrebări faptul acesta? În singurul caz în care poți aștepta să primești un răspuns, răspunsul se dovedește a fi da. În celelalte cazuri în care nu primești un răspuns, îți poți da seama de ce nu-l primești. Să presupunem că cineva m-ar întreba, atunci când văd un om în uniformă albastră mergând pe stradă și lăsând mici pachetele de hârtie la fiecare casă, de ce cred eu că ele conțin scrisori? Ar trebui să-i răspund, pentru că ori de câte ori el lasă un asemenea pachetel pentru mine, eu descoper că pachetelul conține o scrisoare. Dacă interlocutorul meu ar obiecta, dar tu nu ai văzut niciodată toate acele scrisori pe care crezi că le primesc ceilalți oameni, ar trebui să-i spun, bineînțeles că nu le-am văzut și nici nu mă aștept să le văd, pentru că ele nu îmi sunt adresate mie. Eu pot deduce conținutul pachetelor pe care nu mi este permis să le deschid prin conținutul celor pe care mi se permite să le deschid. Lucrurile stau la fel și cu problema noastră. Singurul pachet pe care mi se permite să-l deschid este omul. Când îl deschid, în special când deschid pachetul acelui om care sunt eu însumi, descoper că eu nu exist de capul meu, ci că sunt sub o lege. Descoper că cineva sau ceva vrea ca eu să mă comport într-un anumit fel. Bineînțeles, eu nu cred că dacă aș putea intra în interiorul unei pietre sau al unui pom, aș descoperi exact același lucru, după cum nu cred că toți oamenii de pe stradă primesc aceleași scrisori pe care le primesc eu. Ar trebui să mă aștept să descoper, de exemplu, că piatra trebuie să se supună legii gravitației,
că în timp ce expeditorul scrisorii mie îmi spune doar să ascult de legea naturii mele umane, el obligă piatra să asculte de legile naturii ei de piatră. Dar ar trebui să mă aștept să descoper că în ambele cazuri a existat, ca să zic așa, un expeditor, o forță care este în spatele faptelor, un regizor, un ghid. Să nu credeți că merg mai repede decât merg în realitate. Încă nu am ajuns la 100 de kilometri de Dumnezeul teologiei creștine. Singurul lucru pe care îl am până în prezent este ceva care conduce universul și care apare în mine ca o lege care mă îndeamnă să fac binele și care mă face să mă simt răspunzător și stingherit atunci când fac răul. Cred că trebuie să presupunem că dintre toate lucrurile pe care le cunoaștem, acest ceva se aseamănă cel mai bine cu gândirea, pentru că la urma urmei, singurul lucru pe care îl cunoaștem, în afara gândirii, este materia și este greu să-ți imaginezi că o fărâmă de materie dă instrucțiuni. Desigur, nu este necesar să fie ca și gândirea și cu atât mai puțin ca o persoană. În capitolul care urmează, vom vedea dacă putem descoperi și alte lucruri despre acest ceva. Dar trebuie să vă spun un cuvânt de avertizare. În ultima sută de ani s-au spus multe cuvinte fără esență despre Dumnezeu. Intenția mea nu este să ofer așa ceva. Puteți da la o parte orice de felul acesta. Pentru a limita lungimea acestei secțiuni, atunci când a fost radiodifuzată, am menționat numai concepția materialistă și concepția religioasă. Pentru a da o imagine completă, ar trebui să menționez concepția intermediară numită filozofia elanului vital sau evoluționism creator sau evoluționism emergent. Cea mai inteligentă expunere a ei o avem în lucrările lui Bernard Shaw, dar cea mai profundă este în lucrările lui Bergson. Oamenii care au îmbrățișat această concepție susțin că micile variații prin care viața de pe această planetă a evoluat, de la formele cele mai simple până la om, nu au avut loc la întâmplare, ci datorită năzuinței sau scopurilor date de elanul vital. Când oamenii spun aceasta, noi ar trebui să întrebăm dacă prin elanul vital ei înțeleg ceva ce gândește. Dacă ei cred că este ceva ce gândește, atunci gândirea care aduce viață în ființă și care duce la perfecțiune este în realitate un Dumnezeu și concepția lor este identică cu cea religioasă. Dacă nu cred așa, atunci ce sens are să spună că ceva fără gândire năzuiește sau are scopuri? Acesta mi se pare mie că este elementul fatal în concepția lor. Un motiv pentru care mulți oameni găsesc că evoluționismul creator este atât de atrăgător este că le dă în mare măsură mângâierea emoțională de a crede în Dumnezeu, dar fără vreuna dintre consecințele mai puțin plăcute. Când ți se pare potrivit, când soarele strălucește și când nu vrei să crezi că întregul univers este doar un dans mecanic al atomilor, este convenabil să poți să te gândești la această mare forță misterioasă care înaintează prin secole și care te poartă pe tine pe creasta valului. Dacă, pe de altă parte, vrei să faci ceva dubios, elanul vital, fiind numai o forță oarbă, fără o morală sau o gândire proprie, nu se va amesteca în viața ta așa cum o face acel Dumnezeu stingheritor despre care am învățat când eram copii. Elanul vital este un fel de Dumnezeu îmblânzit. Poți să-l pui în acțiune când vrei, dar el nu te va deranja. Obții astfel toate emoțiile plăcute ale religiei fără niciun preț de plătit. Este oare elanul vital cea mai mare realizare a fanteziei umane pe care a văzut-o lumea până acum? Concluzie practică. Hristos a suferit capitularea și umilirea perfectă. Perfectă deoarece El a fost Dumnezeu. Capitulare și umilire deoarece El a fost om. Credința creștină este că într-un fel oarecare noi devenim părtași la umilința și suferința lui Hristos și că vom fi de asemenea părtași la victoria sa finală asupra morții și vom primi o viață nouă după ce vom fi murit și vom fi devenit creaturi perfecte și cu desăvârșire fericite. Aceasta înseamnă mult mai mult decât încercarea noastră de a urma învățătura Lui. Oamenii întreabă deseori când va avea loc următorul stadiu al evoluției, stadiul în care se va trece la ceva mai presus de om. Potrivit concepției creștine, acest lucru s-a întâmplat deja. În Hristos a apărut un fel nou de oameni, iar viața nouă care a început în El trebuie să fie sădită în noi. Cum se va întâmpla aceasta? Vă rog acum să vă amintiți modul în care am primit viața veche, obișnuită.
am primit viața de la alții, de la tatăl și mama noastră și de la toți strămoșii noștri, fără consimțământul nostru. Și am primit-o printr-un proces foarte ciudat care implică plăcere, durere și pericol. Un proces la care nu ne-am fi așteptat. Cei mai mulți dintre noi petrec mulți ani din copilărie încercând să ghicească cum s-au născut. Și unii copii, când li se spune pentru prima dată, nu cred. Și eu nu cred că am de ce să-i învinovățesc, pentru că procesul este foarte ciudat. Dumnezeul care a aranjat acel proces este același Dumnezeu care aranjează modul în care să fie răspândită viața nouă, viața lui Hristos. Trebuie să ne așteptăm să fie de asemenea un proces ciudat. Dumnezeu nu ne-a cerut părerea când a inventat sexul. El nu ne-a cerut părerea nici când a inventat acest proces. Sunt trei lucruri care ne împărtășesc viața lui Hristos. Botezul, credința și acea acțiune misterioasă căreia diferiți creștini i-au dat diferite nume. Sfânta Împărtășanie, Misa, Cina Domnului. Acestea trei, cel puțin, sunt metodele obișnuite. Nu vreau să spun că nu pot exista cazuri speciale în care viața lui Hristos ne este împărtășită fără una sau mai multe dintre acestea. Nu am timp să mă ocup de cazurile speciale și nici nu cunosc suficient despre ele. Dacă încerci în câteva minute să-i explici unui om cum să ajungă la Edinburgh, îi vei spune care sunt trenurile pe care trebuie să le ia. Este adevărat că el poate ajunge acolo și cu vaporul sau cu avionul, dar pe acestea abia dacă le vei aduce în discuție. Eu nu spun care dintre aceste trei lucruri este cel mai esențial. Prietenul meu metodist ar vrea să insist mai mult asupra credinței și, proporțional, mai puțin asupra celorlalte două. Nu mă voi angaja într-o asemenea discuție. Oricine care declară că te învață doctrina creștină îți va spune de fapt să le folosești pe toate trei și faptul acesta este suficient pentru scopul nostru prezent. Eu însumi nu înțeleg de ce aceste trei lucruri trebuie să fie canalele felului nou de viață. Dar, dacă s-ar fi întâmplat să nu știu, nu aș fi văzut niciodată legătura dintre o anumită plăcere fizică și apariția unei noi ființe omenești în lume. Noi trebuie să acceptăm realitatea așa cum este. Nu are niciun rost să trâncănim despre cum ar fi trebuit să fie sau cum ne-am fi așteptat noi să fie. Deși nu pot înțelege de ce trebuie să fie așa, vă pot spune de ce cred eu că este așa. V-am explicat de ce trebuie să cred că Iisus a fost și este Dumnezeu. Și este clar că ni se înfățișează ca un fapt istoric că El i-a învățat pe urmașii săi că viața nouă este comunicată în felul acesta. Cu alte cuvinte, eu cred pe baza autorității Lui. Să nu vă speriați de cuvântul autoritate. A crede unele lucruri pe baza autorității altcuiva înseamnă doar a le crede deoarece ți-au fost spuse de cineva pe care îl consider demn de încredere. 99% dintre lucrurile pe care le crezi sunt crezute pe baza autorității cuiva. Eu cred că există un loc numit New York. Nu am văzut eu însumi locul acela. Prin raționamente abstracte nu aș putea dovedi că trebuie să existe un asemenea loc. Eu cred pentru că oameni de încredere mi-au spus că există. Oamenii de rând cred în sistemul solar, în atomi, în evoluție și în circulația sângelui. Ei cred toate acestea pe baza autorității altcuiva. Ei cred pentru că așa spun oamenii de știință. Nici unul dintre noi nu a văzut cucerirea normandă sau înfrângerea armadei. Nici unul dintre noi nu ar putea să le dovedească prin logică pură, așa cum dovedește un lucru în matematică. Noi le credem pur și simplu pentru că oameni care le-au văzut au lăsat scrieri care relatează despre ele. De fapt, noi credem pe baza autorității lor. Un om care ar ezita să accepte autoritatea în alte lucruri, așa cum fac unii în religie, ar trebui să se mulțumească să nu cunoască nimic toată viața lui. Să nu credeți că eu vreau să stabilesc că botezul, credința și sfânta împărtășanie sunt lucruri care pot să înlocuiască încercarea de a-L imita pe Hristos. Viața naturală o primești de la părinții tăi. Aceasta nu înseamnă că vei continua să o ai dacă nu faci nimic pentru ea. O poți pierde prin neglijență sau o poți pierde prin sinucidere. Trebuie să hrănești trupul și să-l îngrijești. Trebuie însă totdeauna să-ți amintești că nu tu creezi viața, tu doar păstrezi viața pe care ai primit-o de la altcineva. În același fel, creștinul își poate pierde viața din Hristos care a fost pusă în el și el trebuie să facă eforturi ca să o păstreze. Dar nici măcar cel mai bun creștin care a trăit vreodată nu poate funcționa doar prin resursele sale. El nu face decât să hrănească și să protejeze o viață pe care nu ar fi putut-o dobândi nici când prin eforturile sale. Faptul acesta are consecințe practice.
Câtă vreme viața naturală este în trupul tău, ea va face multe în vederea reparării acelui trup. Fă o tăietură în trup și până la un anumit punct, trupul o va vindeca, în timp ce un trup mort nu poate vindeca o tăietură. Un trup viu nu este un trup care nu este rănit niciodată, ci unul care într-o măsură oarecare se repară singur. În același sens, creștinul nu este un om care nu greșește niciodată, ci este un om care se poate pocăi, care se ridică din nou și care o ia de la început după fiecare poticnire, pentru că viața lui Hristos este în el, reparându-l totdeauna, dându-i putere să repete, într-o oarecare măsură, moartea voluntară pe care a suportat-o Hristos însuși. Acesta este motivul pentru care creștinul iese într-o poziție deosebită de ceilalți oameni care încearcă să fie buni. Ei speră că prin faptul că sunt buni, îi vor fi plăcuți lui Dumnezeu, dacă într-adevăr există un Dumnezeu. Sau dacă nu cred că există, ei speră să merite cel puțin aprobarea oamenilor buni. Dar creștinul crede că orice bine pe care îl face vine din viața lui Hristos care este în el. El nu crede că Dumnezeu ne iubește pentru că suntem buni, ci crede că Dumnezeu ne va face buni pentru că ne iubește. Tot așa cum acoperișul unei sere nu atrage soarele pentru că este strălucitor, ci devine strălucitor pentru că soarele strălucește deasupra lui. Permiteți-mi să arăt limpede că atunci când creștinii spun că viața lui Hristos este în ei, ei nu se referă doar la ceva mental sau moral. Când ei vorbesc despre a fi în Hristos sau despre faptul că Hristos este în ei, acesta nu este doar un mod de a spune că ei se gândesc la Hristos sau că îl imită. Ei spun că Hristos acționează cu adevărat prin ei, că toată mulțimea de creștini formează organismul fizic prin care acționează Hristos, că noi suntem degetele Lui, mușchii Lui, celulele trupului Lui. Poate că faptul acesta explică unul sau două lucruri. El explică de ce această viață nouă este răspândită nu numai prin acte pur mentale, cum este credința, ci prin acte fizice, cum sunt botezul și Sfânta Împărtășanie. Nu este o simplă răspândire a unei idei. Seamănă mai mult cu evoluția, un fapt biologic sau suprabiologic. Nu are niciun rost să încercăm să fim mai spirituali decât Dumnezeu. Dumnezeu nu a intenționat ca omul să fie o creatură pur spirituală. Acesta este motivul pentru care El folosește lucruri materiale, cum sunt pâinea și vinul, ca să sădească viață nouă în noi. S-ar putea să credem că afirmația aceasta este rudimentară și nespirituală. Dumnezeu nu crede așa. El a inventat mâncatul. Lui îi place materia. El a inventat-o. Iată un alt lucru care mă nedumerea în trecut. Nu este oare înfricoșător de nedrept ca această viață nouă să fie limitată la oameni care au auzit de Hristos și care au putut crede în El? Adevărul este că Dumnezeu nu ne-a spus ce aranjamente a făcut pentru ceilalți oameni. Știm că niciun om nu va fi mântuit decât prin Hristos. Nu știm dacă numai cei care îl cunosc pe El pot fi mântuiți prin El. Între timp, dacă ești îngrijorat în privința oamenilor din afară, cel mai nerezonabil lucru pe care îl poți face este să rămâi tu însuți afară. Creștinii sunt trupul lui Hristos, organismul prin care lucrează El. Fiecare adăugire la acest trup îi permite să lucreze mai mult. Dacă vrei să-i ajuți pe cei din afară, trebuie să adaugi celula ta la trupul lui Hristos, singurul care îi poate ajuta. Tăierea degetelor unui om ar fi un mod ciudat de a-l determina să lucreze mai mult. O altă obiecție posibilă este următoarea. De ce coboară Dumnezeu deghizat într-o lume ocupată de inamic și de ce înființează un fel de societate secretă care să-l submineze pe diavol? De ce nu coboară El cu toată puterea invadând această lume? Oare nu este El destul de puternic? Ei bine, creștinii cred că El va coborâ cu toată puterea. Nu știm când. Putem însă să ghicim de ce întârzie. El vrea să ne dea o șansă să trecem de bunăvoie de partea Lui. Nu cred că aș avea mare considerație pentru un francez care ar fi așteptat până când trupele aliate au mărșăluit în Germania ca abia atunci să anunțe că este de partea noastră. Dumnezeu va invada, dar mă întreb dacă oamenii care îi cer lui Dumnezeu să intervină deschis și direct în lumea noastră își dau seama ce va fi când El o va face. Când acest lucru se va întâmpla, va fi sfârșitul lumii. Când autorul pășește pe scenă, piesa de teatru s-a terminat. Dumnezeu va invada, foarte bine,
Dar ce rost va avea să spui că ești de partea lui atunci, când vei vedea cum întregul univers natural se va topi ca un vis și altceva, ceva ce nu a putut fi conceput de mintea ta, se va instala trosnind. Ceva atât de minunat pentru unii dintre noi și atât de îngrozitor pentru alții, încât niciunul dintre noi nu va mai putea alege atunci. Dumnezeu nu va mai fi deghizat atunci. Va fi ceva atât de copleșitor, încât va izbi pe orice creatură, fie cu o dragoste irezistibilă, fie cu o groază irezistibilă. Atunci va fi prea târziu să alegi de partea cui să fii. Nu are niciun rost să spui că ai ales să stai culcat atunci când ți-a devenit imposibil să stai în picioare. Atunci nu va fi timp de ales. Va fi timpul când vom descoperi de partea cui suntem cu adevărat, fie că ne-am dat seama dinainte, fie că nu ne-am dat seama. Acum, astăzi, în clipa aceasta, avem ocazia să alegem partea bună. Dumnezeu stă deoparte și ne dă această șansă. Oferta nu va dura pentru totdeauna. Trebuie să o primim sau să o refuzăm. Se spune că un copil de școală a fost întrebat cum crede el că este Dumnezeu. El a spus că din câte își putea da el seama, Dumnezeu este genul acela de persoană care își rotește totdeauna privirile în jur ca să vadă dacă cineva se bucură de ceva, pentru ca apoi să încerce să pună capăt acelei bucurii. Eu mă tem că tot de felul acesta este și ideea pe care cuvântul moralitate o evocă în mințile multor oameni. Ceva ce se amestecă în viața ta, ceva ce te oprește să te bucuri. În realitate, regulile morale sunt linii directoare pentru conducerea mașinăriei umane. Orice regulă morală există pentru a preveni o defecțiune, o tensiune sau o fricțiune în funcționarea acelei mașini. Acesta este motivul pentru care se pare la început că aceste reguli se amestecă fără încetare în înclinațiile noastre naturale. Când înveți cum să folosești o mașină, instructorul îți spune mereu, nu, nu faci așa. El spune aceasta pentru că există o mulțime de lucruri care par corecte și care ți se par a fi modul firesc de a trata mașina, dar care nu dau rezultate. Unii oameni preferă să vorbească despre idealuri morale în loc de reguli morale și despre idealism moral în loc de supunere morală. Este adevărat, desigur, că perfecțiunea morală este un ideal, în sensul că nu-l putem atinge. În sensul acesta, orice gen de perfecțiune este un ideal pentru noi oamenii. Noi nu putem reuși să fim șoferi perfecți sau jucători de tenis perfecți și nu putem nici măcar să tragem linii perfect drepte. Dar există un alt sens în care este foarte inducător în eroare să spui că perfecțiunea morală este un ideal. Când un om spune că o anumită femeie sau casă sau vapor sau grădină este idealul său, el nu vrea să spună, afară de cazul că este nebun, că toți ceilalți oameni ar trebui să aibă același ideal. În asemenea probleme, nouă ni se permite să avem gusturi diferite și, prin urmare, idealuri diferite. Dar este periculos să spui despre un om care încearcă din greu să respecte legile morale că este un om cu idealuri înalte, deoarece aceasta te-ar putea face să crezi că perfecțiunea morală este doar un gust al lui și că noi ceilalți nu suntem chemați să avem același ideal. Aceasta ar fi o greșeală dezastroasă. Comportarea perfectă poate fi la fel de imposibil de atins ca și schimbarea perfectă a vitezei atunci când conducem o mașină. Dar este un ideal necesar pentru toți oamenii, prescris de însăși natura mașinăriei umane, la fel cum schimbarea perfectă a vitezei este un ideal pentru toți șoferii, prescris prin însăși natura mașinilor. Ar fi și mai periculos ca o persoană să creadă despre sine că are idealuri morale înalte pentru că încearcă să nu spună deloc minciuni, în loc de numai câteva minciuni, pentru că încearcă să nu comită adulter, în loc să-l comită doar din când în când, sau pentru că încearcă să nu fie violentă, în loc să fie de o violență moderată. S-ar putea ca o astfel de situație să te facă să devii o persoană mărginită și plină de sine și să crezi că ești un om cu totul deosebit, care merită să fie felicitat pentru idealismul său. În realitate, ai putea la fel de bine să te aștepți să fii felicitat, pentru că ori de câte ori faci o adunare, încerci să o faci cât se poate de corect. Să fie clar, aritmetica perfectă este un ideal. Bineînțeles că vei face unele greșeli la calcule, dar nu este nimic deosebit în a încerca să fii exact la fiecare etapă a adunării. Ar fi stupid să nu încerci aceasta, deoarece fiecare greșeală îți va cauza probleme ulterior. În același fel, orice eșec moral va cauza necazuri, probabil altora și cu siguranță ție. Vorbind despre reguli și despre supunere în loc de idealuri și idealism, suntem ajutați să ne aducem aminte de aceste realități.
să mergem un pas mai departe. Există două moduri în care mașinăria umană poate funcționa greșit. Unul este atunci când oamenii se îndepărtează unii de alții sau când se ciocnesc unii de alții și produc daune prin înșelăciune sau prin violență. Celălalt este când lucrurile merg rău înăuntrul individului, când diferitele părți din el, capacitățile și dorințele lui diferite și așa mai departe, fie că se îndepărtează unele de altele, fie că se interferează unele cu altele. Îți poți forma o idee clară dacă te gândești că noi suntem ca și o flotă de ambarcațiuni care navighează în formație. Călătoria va fi un succes numai dacă, în primul rând, ambarcațiunile nu se ciocnesc și nu intră una în calea alteia. Și în al doilea rând, dacă fiecare ambarcațiune este capabilă să navigheze pe mare și are motoarele în stare de funcționare. De fapt, nu poți să ai nici unul dintre aceste lucruri fără celălalt. Dacă ambarcațiunile se tot ciocnesc între ele, nu vor rămâne multă vreme în stare de navigație. Pe de altă parte, dacă cârmele lor nu funcționează, ele nu vor putea evita multă vreme ciocnirile. Sau dacă vreți, gândiți-vă la oameni ca la o orchestră care cântă un cântec. Pentru a obține rezultate bune, ai nevoie de două lucruri. Instrumentul fiecărui cântăreț trebuie să fie acordat și trebuie să cânte numai la momentul potrivit, așa încât să se combine cu celelalte. Dar mai este un lucru pe care nu l-am luat în considerare. Noi nu ne-am întrebat unde încearcă să ajungă flota sau ce piesă muzicală încearcă să cânte orchestra. Se poate ca toate instrumentele să fie acordate și să intre fiecare la momentul potrivit, dar cu toate acestea spectacolul să nu aibă succes dacă orchestra a fost angajată ca să cânte muzică de dans, dar de fapt a cântat numai marșuri funebre. Și oricât de bine ar naviga flota, călătoria ar fi un eșec dacă a intenționat să ajungă la New York, dar de fapt a ajuns la Calcuta. Moralitatea, deci, pare să se preocupe de trei lucruri. În primul rând, de corectitudinea și de armonia dintre indivizi. În al doilea rând, de ceea ce am putea numi punerea în rânduială sau armonizarea lucrurilor din lăuntrul fiecărui individ. În al treilea rând, de scopul general al vieții umane, luată în ansamblul ei. Pentru ce a fost creat omul? Pe ce traseu ar trebui să fie flota? Ce melodie vrea dirijorul să cânte orchestra? Poate că ați observat că oamenii moderni se gândesc aproape întotdeauna la primul lucru și le uită pe celelalte două. Când oamenii spun în ziare că noi luptăm pentru standarde morale creștine, ei înțeleg de obicei prin aceasta că noi ne luptăm pentru bunătate și corectitudine în relațiile dintre națiuni, dintre clase sociale și dintre indivizi. Cu alte cuvinte, ei se gândesc numai la primul lucru. Când un om spune despre ceea ce vrea să facă, nu poate fi greșit deoarece nu cauzează nimănui niciun rău, el se gândește numai la primul lucru. El se gândește că nu are nicio importanță cum este interiorul unui vapor, câtă vreme nu se ciocnește cu un altul. Este foarte firesc să începem cu primul lucru, cu relațiile sociale, atunci când începem să ne gândim la moralitate. Aceasta pentru că rezultatele moralității inadecvate în acea sferă sunt atât de evidente și ne apasă în fiecare zi. Război și sărăcie și jaf și minciuni și lucruri dubioase. De asemenea, câtă vreme rămâi numai la primul lucru, există foarte puține deosebiri de păreri cu privire la moralitate. Aproape toți oamenii au fost întotdeauna de acord, în teorie, că ființele umane ar trebui să fie cinstite și bune și de folos unele altora. Dar deși este firesc să începem cu toate acestea, dacă gândirea noastră despre moralitate se oprește aici, am putea foarte bine să nu ne gândim deloc la moralitate. Dacă nu trecem la lucrul al doilea, la punerea în rânduială a lăuntrului fiecărui om, nu facem decât să ne înșelăm singuri. Ce rost are să le spui vapoarelor cum să țină cârma pentru ca să evite ciocnirile, dacă de fapt vapoarele nu sunt decât niște hodorage vechi care nici măcar nu pot fi conduse? Ce rost are să formulăm, pe hârtie, reguli pentru conduita socială când noi știm că în realitate lăcomia, lașitatea, violența și trufia ne vor împiedica să le respectăm? Nu vreau să spun nici de cum că noi ar trebui să nu ne gândim și încă cu toată puterea la îmbunătățirea ale sistemului nostru social și economic. Ceea ce vreau să spun este că toate aceste gânduri nu vor fi decât o iluzie dacă nu ne dăm seama că doar curajul și altruismul indivizilor vor face ca orice sistem să funcționeze în mod adecvat. Este destul de ușor să elimini anumite forme particulare de jaf sau de violență care au loc în sistemul actual. Dar câtă vreme oamenii sunt înșelători și violenți,
ei vor găsi un nou mod de a juca același joc în sistemul nou. Nu îi poți face pe oameni buni prin lege și fără oameni buni nu poți avea o societate bună. Acesta este motivul pentru care trebuie să trecem și să ne gândim la al doilea lucru, moralitatea interioară a individului. Dar eu nu cred că ne putem opri nici aici. Ajungem acum la faptul că diferite credințe despre univers conduc la comportări diferite. S-ar părea la prima vedere foarte firesc să ne oprim când am ajuns aici și să aplicăm acele elemente ale moralității cu care toți oamenii cu judecată sunt de acord. Dar oare ne putem opri aici? Aduceți-vă aminte că religia conține o serie de afirmații despre realități, afirmații care trebuie să fie adevărate sau false. Dacă sunt adevărate, din ele vor decurge un set de concluzii cu privire la navigarea corectă a flotei umane. Dacă sunt false, vom ajunge la un set de concluzii cu totul diferit. De exemplu, să revenim la omul care spune că ceea ce face el nu este greșit din moment ce nu dăunează altei ființe umane. El înțelege clar că nu trebuie să avarieze celelalte vapoare din convoi, dar crede sincer că ceea ce face cu vaporul lui este pur și simplu o problemă personală. Oare are vreo importanță dacă vaporul este proprietatea lui sau nu? Are vreo importanță dacă, să zicem așa, eu sunt proprietarul minții și trupului meu sau doar un chiriaș, răspunzător față de adevăratul proprietar? Dacă m-a creat altcineva pentru scopurile sale, atunci eu trebuie să am o mulțime de îndatoriri pe care nu le-aș avea dacă mi-aș fi singur stăpân. Creștinismul afirmă că fiecare ființă umană va trăi veșnic și afirmația aceasta trebuie să fie adevărată sau falsă. Există o mulțime de lucruri pe care nu ar trebui să le iau în considerare dacă aș trăi numai 70 de ani, dar pe care trebuie să le iau în considerare cu toată seriozitatea dacă voi trăi veșnic. Poate că temperamentul meu violent sau invidia mea se înrăutățesc treptat, atât de încet încât deteriorarea lor în decurs de 70 de ani abia dacă va fi observată. Dar s-ar putea ca ele să devină un iad absolut într-un milion de ani. De fapt, dacă creștinismul este adevărat, iadul este tocmai termenul tehnic corect pentru ceea ce vor fi ele. Nemurirea mai cauzează încă o diferență care, tangențial, are legătură cu diferența dintre totalitarism și democrație. Dacă indivizii trăiesc numai 70 de ani, atunci un stat sau o națiune sau o civilizație care pot să dureze 1000 de ani sunt mult mai importante decât individul. Dar dacă creștinismul are dreptate, atunci individul este nu numai mai important, ci incomparabil mai important, deoarece el este veșnic, iar viața statului sau a unei civilizații este doar o clipă când este comparată cu viața eternă a individului. Așadar, se pare că dacă ne gândim la moralitate, trebuie să ne gândim la toate cele trei aspecte: relațiile între oameni, lucrurile din lăuntrul fiecărui om și relațiile dintre om și forța care l-a creat. Noi toți putem coopera în privința primului aspect. Diferențele de păreri încep cu al doilea aspect și pot deveni grave în privința celui de-al treilea. Atunci când ne ocupăm de al treilea aspect, ies la iveală diferențele principale dintre moralitatea creștină și cea necreștină. În restul acestei cărți mă voi situa pe poziția creștină și voi privi la întregul tablou pe baza presupunerii că creștinismul este adevărat. Virtuțile cardinale. Secțiunea precedentă a fost concepută inițial pentru a fi transmisă ca o scurtă prezentare la radio. Dacă ți se permite să vorbești numai 10 minute, aproape totul trebuie să fie sacrificat de dragul concentrării. Unul dintre motivele principale pentru care am împărțit moralitatea în trei părți, cu imaginea pe care am dat-o despre navigarea vapoarelor în convoi, a fost că acesta părea să fie cel mai scurt mod de a prezenta subiectul. Aici vreau să vă dau o idee despre un alt mod în care a fost împărțit subiectul de scriitori mai vechi. Un mod care era prea lung ca să-l folosesc în prezentarea mea, dar care este foarte bun. Potrivit acestei scheme mai lungi există 7 virtuți. 4 dintre ele sunt numite virtuți cardinale, iar celelalte 3 sunt numite virtuți teologice. Virtuțile cardinale sunt cele pe care le recunosc toți oamenii civilizați. Cele teologice sunt acelea despre care, de regulă, știu numai creștinii. Mă voi ocupa de virtuțile teologice mai târziu. Acum vreau să vorbesc despre cele 4 virtuți cardinale.
Cuvântul cardinal nu are nicio legătură cu cardinalii din Biserica Romano-Catolică. El derivă de la un cuvânt latin care înseamnă încheietura ușii. Aceste virtuți au fost numite cardinale, deoarece ele sunt, am putea spune, pivotale. Ele sunt prudența, cumpătarea, justiția și curajul. Prudența înseamnă simțul practic obișnuit, efortul de a gândi ce faci și care este rezultatul probabil. În zilele noastre, oamenii abia dacă mai consideră prudența ca una dintre virtuți. De fapt, întrucât Hristos a spus că noi putem intra în lumea sa numai dacă devenim ca niște copii, mulți creștini cred că, de vreme ce ești bun, nu are importanță dacă ești neghiob. Dar aceasta este o înțelegere greșită. În primul rând, majoritatea copiilor dau dovadă de multă prudență cu privire la lucrurile care îi interesează și se gândesc la ele în mod inteligent. În al doilea rând, așa cum arăta Sfântul Pavel, Hristos nu a intenționat niciodată să spună că noi trebuie să rămânem copii în ceea ce privește inteligența. Dimpotrivă, El ne-a spus nu numai să fim nevinovați ca porumbeii, ci și înțelepți ca șerpii. El vrea o inimă de copil, dar o gândire de adult. El vrea să fim simpli, sinceri, plini de afecțiune și în stare să învățăm, așa cum sunt copiii buni. Dar El vrea de asemenea ca fiecare strop de inteligență pe care îl avem să fie alert la locul lui și în perfectă stare de luptă. Faptul că tu dai bani la o organizație caritabilă nu înseamnă că nu trebuie să încerci să afli dacă organizația aceea este cinstită sau nu. Faptul că subiectul la care te gândești este Dumnezeu însuși, atunci când te rogi, de exemplu, nu înseamnă că poți fi mulțumit cu aceleași idei copilărești pe care le-ai avut când erai de 5 ani. Desigur, este adevărat că Dumnezeu nu te va iubi mai puțin sau nu te va folosi mai puțin dacă s-a întâmplat să te naști cu o minte mai puțin strălucită. El are loc pentru oameni cu foarte puțină inteligență, dar El vrea ca fiecare să-și folosească inteligența pe care o are. Motoul adecvat nu este „Fii bun, dragul meu, și lasă-l pe cel ce poate să fie isteț”, ci „Fii bun, dragul meu, și nu uita că aceasta înseamnă și să fii cât se poate de isteț”. Dumnezeu nu-l îndrăgește pe leneșul intelectual mai mult decât pe ceilalți leneși. Dacă intenționezi să devii creștin, îți atrag atenția că te angajezi la ceva ce te va solicita în întregime, gândirea ta și tot ce ești. Dar, din nefericire, și afirmația reciprocă este adevărată. Oricine care încearcă sincer să fie creștin va descoperi curând că inteligența lui este mai acută. Unul dintre motivele pentru care nu este nevoie de o educație specială ca să fii creștin este că însuși creștinismul este o educație. Acesta este motivul pentru care un credincios needucat cum a fost Bunyan a putut să scrie o carte care a uimit întreaga lume. Cumpătarea, din nefericire, este unul dintre acele cuvinte care și-a schimbat sensul. Acum înseamnă de obicei abstinență de la băuturile alcoolice. Dar în zilele când a doua virtute cardinală a fost numită cumpătare, nu însemna nimic de felul acesta. Cumpătarea nu se referea în mod special la băutură, ci la toate plăcerile. Ea nu însemna abstinență, ci însemna să nu mergi mai departe decât este potrivit. Este o greșeală să gândești că creștinii ar trebui să fie abstinenți. Mahomedanismul este o religie a abstinenței, nu creștinismul. Desigur, poate să fie de datoria unui anumit creștin sau a oricărui creștin la un moment dat să se abțină de la băuturi tari, fie pentru că este genul de om care nu poate să bea fără să bea prea mult, fie pentru că vrea să dea banii aceia săracilor, fie pentru că este împreună cu oameni care sunt înclinați spre beție și nu trebuie să-i încurajeze prin faptul că bea el însuși. Dar ideea importantă este că el se abține pentru un motiv bun, de la ceva ce el nu condamnă și de care îi place să-i vadă pe alți oameni bucurându-se. Una dintre trăsăturile unui anumit tip de om rău este că el nu poate renunța la un lucru fără ca să vrea ca toți ceilalți să renunțe la lucrul acela. Aceasta nu este calea creștină. Un anumit creștin poate găsi potrivit să renunțe la tot felul de lucruri pentru anumite motive speciale. Să renunțe la căsătorie, la carne, la bere, la filme, dar în momentul în care el începe să spună că acele lucruri sunt rele în ele însele sau când începe să-i desconsidere pe ceilalți oameni care le folosesc, el este pe o cale greșită. Foarte mult rău s-a făcut în lumea modernă prin restrângerea cuvântului cumpătare la problema băuturii. Lucrul acesta îi ajută pe oameni să uite că poți fi la fel de necumpătat cu privire la multe alte lucruri.
Un bărbat care face din jocul de fotbal sau din mașină centrul vieții sale, sau o femeie care își dedică toate gândurile hainelor sau jocului de bridge sau câinelui ei, sunt la fel de necumpătați ca și cineva care se îmbată în fiecare seară. Desigur, necumpătarea lor nu se arată atât de ușor în exterior. Mania jocului de bridge sau de fotbal nu te face să cazi lat în mijlocul drumului, dar Dumnezeu nu este înșelat de aspectele exterioare. Justiția înseamnă mult mai mult decât ceea ce se petrece la tribunale. Este numele vechi dat pentru tot ceea ce ar trebui să numim corectitudine sau dreptate. Ea include cinstea, cedarea reciprocă, veracitatea, respectarea promisiunilor și toată această latură a vieții. Curajul include două forme. Curajul care confruntă pericolul și curajul care rezistă în suferință. Poate că dârzenie este un cuvânt mai potrivit. Puteți observa desigur că nu puteți practica vreme îndelungată nici una dintre celelalte virtuți fără să fie angajată aceasta din urmă. Mai este încă un lucru cu privire la virtuțile cardinale care ar trebui să fie observat. Există o diferență între a face o anumită acțiune dreaptă sau cumpătată și a fi un om drept sau cumpătat. Cineva care nu este un jucător bun de tenis poate să lovească din când în când câte o minge bună. Când vorbești despre un jucător bun, te referi la unul ai cărui ochi și mușchi și nervi au fost antrenați în așa fel încât să lovească nenumărate mingi bune, așa încât acum să poți avea încredere că va lovi bine mingea. Ochii, mușchii și nervii lui au un anumit tonus și o anumită calitate care este prezentă și când el nu joacă tenis. La fel cum gândirea unui matematician are o anumită particularitate și trăsătură care este prezentă și când el nu face calcule matematice. În același fel, un om care perseverează în a face acțiuni drepte va dobândi în final o anumită calitate a caracterului. Când vorbim despre virtute, ne referim la acea calitate și nu la acțiunile particulare. Această distinție este importantă pentru următorul motiv. Dacă ne-am gândit numai la acțiunile particulare, s-ar putea să încurajăm trei idei greșite. 1. S-ar putea să credem că dacă faci un lucru bun, nu contează cum l-ai făcut și de ce l-ai făcut. Dacă l-ai făcut de bunăvoie sau silit, posac sau cu bucurie, din teamă de opinia publică sau pentru că l-ai considerat lucrul potrivit. Adevărul este că acțiunile bune, făcute pentru motive rele, nu ajută la construirea calității lăuntrice sau a trăsăturii de caracter numită virtute și tocmai această calitate sau trăsătură de caracter este cea care contează. Dacă un jucător slab de tenis lovește mingea foarte puternic, nu pentru că își dă seama că este nevoie de o minge puternică, ci pentru că s-a enervat, lovitura aceea s-ar putea, din întâmplare, să-l ajute să câștige meciul acela, dar nu îl va ajuta să devină un jucător care să fie bun în mod constant. 2. Am putea crede că Dumnezeu nu vrea decât să ne supunem unui set de reguli. În realitate, El vrea oameni de o anumită calitate. 3. Am putea crede că virtuțile sunt necesare numai pentru viața actuală, că în lumea cealaltă am putea înceta să fim drepți pentru că nu va mai fi niciun lucru pentru care să ne certăm și am putea înceta să fim curajoși pentru că nu va mai fi niciun pericol. Este adevărat că în lumea viitoare probabil nu vor fi ocazii pentru fapte juste sau curajoase, dar vom avea toate ocaziile să fim felul acela de oameni care putem deveni numai ca rezultat al facerii unor asemenea fapte aici. Ideea nu este că Dumnezeu îți va refuza intrarea în lumea sa veșnică dacă nu ai anumite trăsături de caracter. Ideea este că dacă oamenii nici măcar nu au început să formeze acele trăsături înăuntru lor, atunci nicio stare sau situație exterioară nu va putea constitui un rai pentru ei, adică nimic nu i-ar putea face să aibă fericirea aceea adâncă, puternică și de neclintit pe care o are în gând Dumnezeu pentru noi. Moralitatea socială. Primul lucru care trebuie clarificat cu privire la moralitatea creștină în relațiile dintre oameni este că în acest domeniu Hristos nu a venit să predice un gen nou de moralitate. Regula de aur a Vechiului Testament, fă altora ce ai vrea să-ți facă ei ție, este o rezumare a ceea ce toți oamenii au știut dintotdeauna că este drept. Învățătorii morali cu adevărat mari nu introduc niciodată o moralitate nouă. Numai șarlatanii și capricioșii fac acest lucru. Dr. Johnson a spus: oamenii au mai mare nevoie să li se aducă aminte ce știu decât au nevoie să fie învățați.
Adevărata slujbă a oricărui învățător moral este să ne reamintească mereu, mereu vechile principii simple pe care nu suntem deloc dornici să le aplicăm. Este ca și cum l-ai aduce mereu pe un cal înapoi la un gard peste care a refuzat să sară, sau ca și cum l-ai aduce pe un copil înapoi la fragmentul de lecție pe care vrea să-l evite. Al doilea lucru care trebuie clarificat este că creștinismul nu a pretins și nu pretinde că ar avea un program politic detaliat pentru aplicarea principiului „fă altora ce ai vrea să-ți facă ei ție” la o anumită societate într-un anumit moment. Lucrul acesta ar fi imposibil. Principiul este destinat pentru toți oamenii din toate timpurile, în timp ce un program anume, potrivit pentru un anumit loc sau timp, nu s-ar potrivi în alte condiții. În afară de aceasta, creștinismul nu operează în felul acesta. Când îți spune să-i hrănești pe cei flămânzi, nu îți dă lecții de gătit. Când îți spune să citești scripturile, nu îți dă lecții de ebraică și greacă și nici măcar de gramatică engleză. Creștinismul nu a fost menit niciodată să înlocuiască sau să înlăture artele și științele umane obișnuite. Dimpotrivă, el este o călăuză care poate să le dea tuturor direcția bună și este o sursă de energie care poate să le dea tuturor viață nouă, dar numai dacă se pun la dispoziția lui. Oamenii spun, biserica ar trebui să ia conducerea. Afirmația aceasta este adevărată dacă ei înțeleg conceptul de biserică în mod corect, dar este falsă dacă ei înțeleg conceptul de biserică în mod greșit. Prin biserică ei ar trebui să înțeleagă totalitatea celor care aplică creștinismul. Când ei spun că biserica ar trebui să ia conducerea, ei ar trebui să aibă în gând faptul că unii creștini, care se întâmplă să aibă înzestrările adecvate, ar trebui să fie economiști și oameni de stat, și că toți economiștii și oamenii de stat ar trebui să fie creștini, și că toate eforturile lor în politică și economie ar trebui direcționate în sensul punerii în practică a principiului „fă altora ce vrei să-ți facă ei ție”. Dacă s-ar întâmpla așa și dacă noi ceilalți am fi gata să acceptăm lucrul acesta, atunci ar trebui să găsim foarte repede rezolvarea creștină a problemelor noastre sociale. Dar, desigur, când spun că biserica ar trebui să preia conducerea, cei mai mulți oameni se referă la faptul că ei vor ca clericii să elaboreze un program politic. Lucrul acesta este absurd. Clericii sunt persoanele acelea speciale din cadrul bisericii care au fost pregătite în mod special și care au fost puse deoparte ca să se îngrijească de lucrurile care ne privesc pe noi ca și creaturi care vom trăi veșnic. Iar noi le cerem să facă o slujbă cu totul diferită, pentru care ei nu au fost pregătiți. Misiunea aceasta ne revine de fapt nouă, laicilor. Aplicarea principiilor creștine în organizațiile profesionale sau în școli trebuie să vină de la creștinii care sunt conducători ai organizațiilor și directori de școli, la fel cum literatura creștină trebuie să vină de la romancieri și dramaturgi creștini, nu de la un grup de episcopi care se adună la oaltă și în timpul lor liber încearcă să scrie piese de teatru și romane. În același fel, Noul Testament, fără a intra în detalii, ne dă indicii clare cu privire la cum ar fi o societate de plin creștină. Poate că ne dă chiar mai mult decât putem primi. Ne spune că nu trebuie să fie oameni inactivi sau paraziți. Dacă cineva nu muncește, ar trebui nici să nu mănânce. Fiecare trebuie să lucreze cu mâinile lui, ba mai mult, lucrul fiecărui ar trebui să producă ceva bun. Nu va fi o producție de articole de lux stupide și nici de reclame și mai stupide care să ne convingă să le cumpărăm. Nu trebuie să fie lăudăroșenie și nimeni nu trebuie să-și dea aere. În măsura aceasta, o societate creștină ar fi ceea ce numim noi acum de stânga. Pe de altă parte, Noul Testament insistă asupra ascultării noastre reale de toți magistrații instalați pe drept, asupra ascultării copiilor noștri de părinți, asupra ascultării nevestelor de bărbați. În al treilea rând, trebuie să fie o societate veselă, plină de cântece și de bucurie, o societate care socotește că îngrijorarea și anxietatea sunt rele. Curtoazia este una dintre virtuțile creștine, de asemenea, Noul Testament nu îi agrează pe oamenii care se amestecă mereu în treburile altora. Dacă ar exista în prezent o asemenea societate și dacă am vizita-o, cred că ne-am întoarce de acolo cu o impresie ciudată. Ar trebui să avem sentimentul că viața ei economică este foarte socialistă și în sensul acela avansată, dar că viața de familie și codul de maniere sunt mai degrabă de modă veche, poate chiar ceremonioase și aristocrate. Fiecăruia dintre noi i-ar place anumite lucruri, dar mă tem că la foarte puțin dintre noi le-ar place societatea aceea în totalitatea ei.
Tocmai la aceasta ne-am așteptat dacă creștinismul ar fi planul complet pentru mașinăria umană. Noi toți ne-am îndepărtat de planul acela complet în diferite moduri și fiecare dintre noi vrea să susțină că modificările pe care le-a adus el planului originar sunt de fapt adevăratul plan. Veți descoperi lucrul acesta mereu, mereu cu privire la tot ce este cu adevărat creștin. Orice persoană este atrasă de anumite elemente ale lui și ar vrea să aleagă acele elemente și să lase la o parte restul. Acesta este motivul pentru care nu putem ajunge prea departe și acesta este motivul pentru care oamenii care se luptă pentru lucruri cu totul opuse pot spune că se luptă pentru creștinism. Încă un lucru. Există un sfat pe care ni-l dau grecii păgâni din Antichitate, evrei din Vechiul Testament și mari învățători creștini din Evul Mediu, sfat pe care sistemul economic modern l-a nesocotit complet. Toți oamenii aceștia ne-au spus să nu împrumutăm bani cu dobândă. Dar împrumutarea banilor cu dobândă, ceea ce noi numim investiție, este la baza întregului nostru sistem. Poate că de aici nu rezultă în mod absolut că noi greșim. Unii oameni spun că atunci când Moise și Aristotel și creștinii au fost de acord cu interzicerea împrumutării banilor cu dobândă, sau camătă, cum o numeau ei, ei nu și-au putut imagina companiile pe acțiuni și se gândeau doar la persoanele individuale care dădeau bani cu împrumut și că, prin urmare, noi nu trebuie să luăm seama la ce au spus ei. Aceasta este o problemă în privința căreia eu nu pot decide. Eu nu sunt economist și nu știu dacă sistemul de investiții este răspunzător pentru starea de lucruri în care ne aflăm. Tocmai acesta este motivul pentru care avem nevoie de un economist creștin. Eu am simțit că nu aș fi fost cinstit dacă nu v-aș fi spus că trei mari civilizații au fost de acord, sau cel puțin așa se pare la prima vedere, în ceea ce privește condamnarea unui lucru pe care noi ne-am bazat întreaga viață. Încă un lucru și apoi voi încheia. În pasajul în care Noul Testament spune că fiecare trebuie să lucreze, ne este dat și un motiv, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Caritatea, dăruirea pentru cei săraci, este o componentă esențială a moralității creștine. În înfricoșătoarea pildă cu oile și cu caprele, se pare că acesta este elementul de care depinde totul. Unii oameni din zilele noastre spun că această caritate ar trebui să fie nenecesară și că în loc să dăruim săracilor, noi ar trebui să creăm o societate în care să nu mai fie săraci cărora să trebuiască să le dăm. S-ar putea ca ei să aibă dreptate când spun că ar trebui să creăm o asemenea societate. Dar dacă cineva crede că, drept consecință a acestui fapt, poate înceta să dăruiască, persoana aceea a rupt-o cu moralitatea creștină. Eu nu cred că cineva poate stabili o regulă cu privire la cât ar trebui să dăruim. Mă tem că singura regulă potrivită ar fi să dăruim mai mult decât avem în plus. Cu alte cuvinte, dacă cheltuielile noastre pentru confort, articole de lux, distracții, etc. sunt la același nivel cu ale celor care au același venit cu noi, probabil că dăruim prea puțin. Dacă donațiile nu ne fac să strângem deloc cureaua, mă tem că sunt prea mici. Ar trebui să fie lucruri pe care am vrea să le facem, dar nu le putem face deoarece donațiile noastre caritabile le exclud. Vorbesc acum despre donații caritabile în sensul obișnuit. Anumite cazuri speciale de nevoi pe care le au rudele, prietenii, vecinii sau subalternii tăi, cazuri pe care Dumnezeu te obligă să le observi, pot necesita mult mai mult. Îți pot cere să mergi până la punerea în pericol a propriei tale poziții. Pentru mulți dintre noi, marele obstacol în calea dăruirii caritabile nu este traiul luxos sau dorința după mai mulți bani, ci teama noastră, teama de nesiguranță. Aceasta trebuie să fie recunoscută deseori ca o ispită. Uneori, mândria noastră ne împiedică să fim darnici, suntem ispitiți să cheltuim mai mult decât ar trebui pe forme spectaculoase de generozitate, bacșișuri, ospitalitate, și mai puțin decât ar trebui pentru aceia care au cu adevărat nevoie de ajutorul nostru. Și acum, înainte de a încheia, voi încerca să ghicesc cum v-a afectat secțiunea aceasta pe voi, cei care ați ascultat-o. Probabil că sunt printre voi unii cu idei de stânga, care sunt foarte supărați că nu a mers suficient de departe în direcția aceasta. Și sunt unii cu ideologie opusă care sunt foarte supărați pentru că ei cred că am mers mult prea departe. Dacă este așa, faptul acesta ne aduce la adevăratul obstacol în elaborarea planului pentru o societate creștină. Cei mai mulți dintre noi nu abordează subiectul ca să afle ce spune creștinismul. Noi îl abordăm cu speranța să găsim sprijin din partea creștinismului pentru ideile partidului nostru.
Noi căutăm un aliat acolo unde ni se oferă fie un stăpân, fie un judecător. Și eu sunt la fel ca și ceilalți. Însemn aliat acolo unde ni se oferă fie un stăpân, fie un judecător. Și eu sunt la fel ca și ceilalți. În secțiunea aceasta sunt fragmente pe care am vrut să le las deoparte. Și tocmai acesta este motivul pentru care nu va rezulta nimic din aceste prelegeri decât dacă vom face un mare ocol. O societate creștină nu se va instala decât atunci când cei mai mulți dintre noi o vom dori cu adevărat. Și noi nu o vom dori cu adevărat până când nu vom deveni pe deplin creștini. Poți spune, fă altora ce vrei să-ți facă ei ție, până mă fac vânăt la față, dar nu pot împlini ce spun decât atunci când îl iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Și nu pot învăța să-L iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi, decât după ce am învățat să-L iubesc pe Dumnezeu. Și nu pot învăța să-L iubesc pe Dumnezeu, decât dacă învăț să ascult de El. Așadar, cum v-am spus, suntem împinși spre ceva mai profund. Suntem împinși să trecem de la problemele sociale la problemele religioase, căci calea cea mai ocolită este cea mai scurtă cale spre casă. Moralitate și psihanaliză. Am spus că nu vom obține niciodată o societate creștină decât dacă cei mai mulți dintre noi devin creștini. Desigur, aceasta nu înseamnă că putem amâna să acționăm pentru schimbarea societății până la o dată imaginară din viitorul îndepărtat. Înseamnă că trebuie să ne apucăm de amândouă lucrurile deodată. 1. Să vedem cum putem aplica în detaliu la o societate modernă principiul fă celorlalți ce vrei să-ți facă ei ție și 2. Să devenim oamenii care sunt gata să aplice principiul din moment ce știu cum să o facă. Vreau să încep acum prin a discuta care este ideea creștină despre omul bun, care sunt specificațiile creștine pentru mașinăria umană. Înainte de a intra în detalii, mai sunt încă două idei generale pe care aș vrea să le subliniez. Mai întâi de toate, întrucât moralitatea creștină pretinde că este o tehnică pentru punerea în ordine a mașinăriei umane, cred că mi-ar place să știu ce relație este între ea și o altă tehnică care se pare că ridică aceeași pretenție, și anume psihanaliza. Trebuie să faceți distinție foarte clară între aceste două lucruri, între teoriile medicale propriu-zise și tehnicile psihanalistului, pe de o parte, și concepția filozofică generală despre lume pe care Freud și alții au adăugat-o la psihanaliză, pe de altă parte. Al doilea lucru, filozofia lui Freud, este în contradicție directă cu creștinismul și în contradicție directă cu filozofia celuilalt mare psiholog, Jung. În afară de aceasta, când Freud vorbește despre modul în care pot fi vindecați nevroticii, el vorbește ca un specialist în materie, dar când trece la filozofie în general, el vorbește ca un amator. De aceea este înțelept să respectăm părerea într-un caz, dar nu și în celălalt, și tocmai așa voi face. Sunt gata să fac aceasta deoarece am descoperit că atunci când vorbește despre un alt subiect, unul despre care eu cunosc câte ceva, și anume lingvistica, el este foarte ignorant. Psihanaliza în sine, separată de adăugirile filozofice ale lui Freud și ale celorlalți, nu este nici de cum în contradicție cu creștinismul. Tehnica ei se suprapune la un moment dat cu moralitatea creștină și nu ar fi rău dacă orice persoană ar ști câte ceva despre aceasta. Dar ele nu merg paralel tot timpul, deoarece cele două tehnici se ocupă de lucruri diferite. Când un om face o alegere morală, sunt implicate două lucruri. Unul este actul alegerii. Celălalt lucru este constituit din diferitele sentimente, impulsuri și așa mai departe, pe care îi le prezintă structura sa psihologică și care sunt materialul brut al alegerii sale. Materialul acesta brut poate fi de două feluri. Poate fi ceea ce numim un material normal. El poate consta din sentimente comune tuturor oamenilor. Sau poate consta din sentimente nefirești datorate unor lucruri care nu au mers bine în subconștientul său. Astfel, teama de lucruri care sunt cu adevărat periculoase ar fi un exemplu din prima categorie. O teamă irațională de pisici sau de păianjeni ar fi un exemplu din a doua categorie. Dorința unui bărbat după o femeie ar face parte din prima categorie. Dorința pervertită a unui bărbat după un alt bărbat ar face parte din a doua categorie. Ceea ce încearcă să facă psihanaliza este să elimine sentimentele anormale, adică să-i dea omului materii prime mai bune pentru alegerile sale.
Moralitatea se ocupă de actul alegerii propriu-zise. Să formulăm aceasta într-un alt fel. Imaginați-vă trei bărbați care merg la război. Unul dintre ei are frica obișnuită de pericol pe care o are orice om, dar el și-o supune prin efort moral și devine un om viteaz. Să presupunem că ceilalți doi au, ca rezultat al unor lucruri din subconștientul lor, niște temeri iraționale, exagerate, temeri care nu pot fi controlate prin niciun efort moral. Să presupunem acum că vine un psihanalist și îi vindecă pe amândoi, adică îi pune pe amândoi în poziția primului bărbat. Ei bine, abia după ce s-a isprăvit problema psihanalitică, începe problema morală. Întrucât acum sunt vindecați, acești doi bărbați pot lua atitudini diferite. Unul dintre ei poate spune: bine că am scăpat de toate aiurelile acelea, acum pot să fac în sfârșit ceea ce am vrut să fac întotdeauna, să-mi împlinesc datoria pentru cauza libertății. Dar celălalt ar putea spune: ei bine, îmi pare bine că acum sunt relativ calm în focul luptei, dar aceasta nu modifică nici de cum faptul că sunt foarte hotărât să am grijă de mine însumi și să-l las, ori de câte ori pot, pe celălalt fârtat să ia misiunea periculoasă. Unul dintre lucrurile bune cu privire la faptul că mă simt mai puțin înspăimântat este că acum pot să mă îngrijesc mai bine de mine însumi și pot să fiu mai dibaci când este vorba să ascund faptul acesta de ceilalți. Diferența aceasta este de ordin pur moral și psihanaliza nu poate face nimic cu privire la ea. Oricât de mult ai îmbunătățit materialul brut al omului, mai este ceva, alegerea liberă, reală, pe care o face omul cu privire la materialul care i s-a prezentat. Alegerea de a pune avantajul său pe primul plan sau pe ultimul plan. Această alegere liberă este singurul lucru cu care se ocupă moralitatea. Materialul psihologic rău nu este un păcat, ci o boală. Nu este ceva de care trebuie să te pocăiești. Este ceva ce trebuie vindecat și lucrul acesta este foarte important. Ființele umane se judecă unele pe altele prin prisma acțiunilor lor exterioare. Dumnezeu le judecă prin prisma alegerilor lor morale. Când un om nevrotic care are o oroare patologică de pisici se forțează să ridice o pisică pentru un motiv bun, este posibil ca în ochii lui Dumnezeu el să arate mai mult curaj decât a arătat un om sănătos care a câștigat ordinul Virtutea Militară. Când un om care a fost pervertit din tinerețe și a fost învățat că cruzimea este un lucru normal, face un gest mic de bunătate sau se reține de la o cruzime pe care ar fi putut-o comite și de aceea poate riscă să fie batjocorit de tovarășii săi, este posibil ca el, în ochii lui Dumnezeu, să fi făcut mai mult decât eu sau tu ne-am fi dat chiar viața pentru un prieten. Este bine să privim la lucrul acesta și din altă perspectivă. Este foarte posibil ca unii dintre noi, care părem oameni foarte de treabă, de fapt să fi folosit atât de puțin din caracteristicile ereditare bune și din educația bună primită, încât suntem în realitate mai răi decât aceia pe care îi socotim oameni înrăiți. Știm noi cum ne-am fi comportat dacă am fi avut structura psihologică, educația rea și puterea politică pe care a avut-o, să zicem, Himmler? Acesta este motivul pentru care creștinilor li se spune să nu judece. Noi vedem numai rezultatele alegerilor pe care le face un om pe baza materiei sale prime. Dar Dumnezeu nu îl judecă pe baza materiei prime, ci pe baza a ceea ce a făcut cu ea. Cea mai mare parte a structurii psihologice a omului este datorită probabil trupului. Când trupul său moare, toată acea structură se va desprinde de el și omul central adevărat, cel ce a făcut alegerile, cel ce a folosit bine sau rău materialul acesta, va sta gol. Toate lucrurile frumoase pe care le-am considerat ale noastre, dar care se datorau de fapt unei digestii bune, se vor desprinde de unii dintre noi. Toate lucrurile dezagreabile care erau datorate unor complexe sau unei sănătăți șubrede se vor desprinde de alții. Atunci, pentru prima oară, îl vom vedea pe fiecare așa cum a fost cu adevărat. Atunci vom avea surprize. Aceasta mă duce la al doilea punct. Deseori oamenii cred că moralitatea creștină este un fel de înțelegere cu Dumnezeu care spune: dacă respecti o mulțime de reguli, te voi răsplăti, iar dacă nu le respecti, te voi pedepsi. Eu nu cred că acesta este cel mai bun mod de a privi moralitatea.
Eu aș spune că de fiecare dată când faci o alegere, tu transformi partea centrală din tine, partea care alege, în ceva puțin diferit de ceea ce a fost înainte. Luând viața ta în întregime, cu nenumăratele ei alegeri, pe parcursul întregii vieți tu transformi încet acest lucru central, fie într-o creatură cerească, fie într-una diabolică, fie într-o creatură care este în armonie cu Dumnezeu, cu celelalte creaturi și cu tine, fie într-una care este într-o stare de război și ură cu Dumnezeu, cu semenii și cu sine. Să fii o creatură de un fel înseamnă rai, adică bucurie, pace, cunoaștere și putere. Să fii o creatură de celălalt fel înseamnă nebunie, oroare, idioție, furie, neputință și singurătate eternă. Fiecare dintre noi înaintează în fiecare clipă spre o stare sau spre cealaltă. Aceasta explică ceea ce m-a nedumerit totdeauna la scriitorii creștini. Ei par să fie atât de stricți la un moment dat și atât de liberali în altul. Ei vorbesc despre păcate comise în gând ca și cum ar fi extrem de grave și după aceea vorbesc despre cele mai înfricoșătoare omoruri și înșelăciuni ca și cum singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să te pocăiești și totul va fi iertat. Dar am ajuns să înțeleg că ei au dreptate. Ei se gândesc întotdeauna la urma pe care acțiunea aceea o lasă asupra eului central minuscul, pe care nu-l poate vedea nimeni în viața aceasta, dar pe care fiecare dintre noi va trebui să-l suporte sau să se bucure de el o veșnicie. Un om poate fi într-o asemenea poziție încât mânia lui face să fie vărsat sângele a mii de oameni, iar altul să fie într-o poziție în care, oricât de mânios ar fi, nu se va alege decât cu faptul că alții vor râde de el. Dar urma mică lăsată pe suflet poate să fie aceeași la amândoi. Fiecare a făcut ceva cu sine, un lucru care, dacă nu se pocăiește, îl va face să-i fie mai greu să-și stăpânească furia data viitoare când este ispitit și va face furia și mai îngrozitoare atunci când va cădea pradă ei. Fiecare dintre ei, dacă se întoarce cu seriozitate la Dumnezeu, poate corecta aberația aceea din omul central. Fiecare dintre ei, privind în perspectivă, este un om condamnat dacă nu o face. Mărimea sau micimea unui lucru privit din afară nu este ceea ce contează cu adevărat. Un ultim gând. Vă aduceți aminte că am spus că direcția bună duce nu numai la pace, ci și la cunoaștere. Când un om devine mai bun, el înțelege mai bine și mai clar răul care încă mai este în el. Când un om devine mai rău, el înțelege tot mai puțin propria sa răutate. Un om de o răutate moderată știe că nu este foarte bun. Un om cu desăvârșire rău crede că este într-o stare bună. Toate acestea sunt de fapt lucruri foarte firești. Înțelegi somnul atunci când ești treaz, nu când dormi. Îți poți vedea greșelile aritmetice atunci când gândirea ta funcționează bine. Când faci greșelile, nu le poți vedea. Poți înțelege natura beției atunci când ești treaz, nu când ești biat. Oamenii buni cunosc atât binele cât și răul. Oamenii răi nu cunosc nici binele și nici răul. Moralitatea sexuală. Trebuie să luăm acum în considerare felul în care moralitatea creștină privește sexul sau ceea ce creștinii numesc virtutea castității. Regula creștină cu privire la castitate nu trebuie confundată cu regula socială a modestiei, adică regula socială cu privire la buna cuvință sau decență. Regula socială cu privire la buna cuvință stabilește cât din corpul omenesc poate fi expus privirilor, ce subiecte pot fi discutate și în ce termeni, potrivit cu obiceiurile dintr-un anumit cerc social. Astfel, în timp ce regula cu privire la castitate este aceeași pentru toți creștinii din toate vremurile, regula cu privire la decență se schimbă. O tânără dintr-o insulă din Pacific, care abia dacă are ceva haine pe ea, și o doamnă din perioada victoriană, înfășurată complet de hainele sale, pot fi amândouă la fel de modeste, la fel de cuvincios îmbrăcate sau la fel de decente, potrivit cu standardele din societățile lor. Și amândouă, din câte ne putem da seama din îmbrăcămintea lor, pot să fie la fel de caste sau la fel de lipsite de castitate. Unele cuvinte folosite de femeile caste din vremea lui Shakespeare ar fi fost folosite în secolul al XIX-lea numai de o femeie complet decăzută. Când oamenii încalcă regula de decență aplicată în vremea lor în locul unde se află,
Dacă o fac pentru a stârni pofte în ei sau în alții, aduc o ofensă castității. Dar dacă ei încalcă regula din pricina ignoranței sau a neglijenței, ei se fac vinovați numai de faptul că sunt nemanierați. Când, așa cum se întâmplă deseori, ei încalcă regula în mod conștient, cu scopul de a-i șoca pe alții sau de a-i pune într-o situație penibilă, ei nu sunt neapărat lipsiți de castitate, dar sunt lipsiți de dragoste, deoarece este rău să-ți găsești plăcerea în a-i face pe alții să se simtă stânjeniți. Eu nu cred că un standard de decență foarte strict sau foarte complicat este o dovadă de castitate sau că ajută în vreun fel decenței, și de aceea eu privesc ca pe un lucru bun slăbirea și simplificarea regulii care au avut loc în vremea mea. În prezent însă există inconvenientul că oamenii de diferite vârste și de diferite tipuri nu acceptă toți același standard și abia dacă știm unde ne situăm. Câtă vreme mai durează această confuzie, eu cred că oamenii mai bătrâni sau de modă veche ar trebui să fie atenți să nu presupună că toți tinerii sau toți oamenii emancipați sunt corupți atunci când nu se potrivesc cu standardul vechi. La rândul lor, tinerii nu ar trebui să-i considere pe bătrâni fandosiți sau puritani pentru că nu adoptă cu ușurință noile standarde. Cele mai multe probleme să se simtă confortabil. Castitatea este cea mai nepopulară dintre virtuțile creștine. Nu există excepții de la ea. Vechea regulă creștină este fie căsătorie cu credincioșie completă față de partener, fie abstinență totală. Lucrul acesta este atât de dificil și atât de contrar instinctelor noastre, încât se pare că sau creștinismul greșește, sau instinctul nostru sexual, așa cum este acum, s-a abătut de la normal. Trebuie să decidem care dintre cele două greșește. Bineînțeles că eu, fiind creștin, cred că instinctul sexual s-a abătut de la normal. Dar eu am și alte motive să cred acest lucru. Scopul biologic al sexului sunt copiii, la fel cum scopul biologic al mâncatului este refacerea trupului. Dacă noi mâncăm ori de câte ori suntem înclinați să o facem și dacă mâncăm cât vrem, este adevărat că cei mai mulți dintre noi vor mânca prea mult, dar nu enorm de mult. Un om poate să mănânce cât doi, dar nu poate să mănânce cât 10. Pofta de mâncare trece puțin dincolo de scopul ei biologic, dar nu în proporții enorme. Dar dacă un bărbat tânăr și-ar satisface pofta sexuală ori de câte ori simte înclinația și dacă fiecare act ar produce un copil, în decurs de 10 ani ar putea popula cu ușurință un sat mai mic. Pofta aceasta depășește funcția sa într-o proporție ridicol de mare și absurdă. Să explicăm lucrurile în alt fel. Este ușor să aduni o mulțime mare pentru un spectacol de striptease, adică să vadă cum o femeie se dezbracă pe scenă. Să presupunem acum că ai merge într-o țară în care ai putea umple o sală de spectacol prin simplul fapt că aduci pe scenă o farfurie acoperită și apoi ridici treptat capacul, așa încât fiecare să poată vedea, tocmai înainte de stingerea luminilor, că pe farfurie a fost un picior de miel sau o felie de șuncă. Oare nu ai crede că în țara aceea ceva nu este în regulă cu pofta lor de mâncare? Dar cineva care a fost crescut într-o lume diferită, oare nu ar socoti la fel de ciudată starea instinctului nostru sexual? Un critic a spus că dacă el ar găsi o țară în care asemenea spectacole de striptease culinar ar fi populare, el ar trage concluzia că oamenii din țara aceea suferă de foame. El vrea să spună, desigur, că asemenea lucruri, cum este spectacolul de striptease, au rezultat nu din corupție sexuală, ci din înfometare sexuală. Eu sunt de acord cu el că dacă într-o țară ciudată am descoperit că spectacolele cu picioare de miei ar fi populare, una dintre explicațiile posibile care mi-ar trece prin gând ar fi foametea. Dar pasul următor, în verificarea ipotezei, ar fi să aflu câtă mâncare este consumată în realitate în țara aceea. Dacă dovezile arată că se consumă o cantitate mare de mâncare, bineînțeles că va trebui să abandonez ipoteza cu înfometarea și va trebui să încerc să mă gândesc la altceva. În același fel, înainte de a accepta ideea că înfometarea sexuală este cauza spectacolelor de striptease, ar trebui să căutăm dovezi dacă în epoca noastră există mai multă abstinență sexuală decât în epocile când spectacolele de striptease nu erau cunoscute. Bineînțeles că nu există asemenea dovezi.
Mijloacele anticoncepționale au făcut ca satisfacerea poftei sexuale să fie mult mai puțin costisitoare în căsnicie și mult mai lipsită de riscuri în afara ei decât oricând. Iar opinia publică este mai puțin ostilă față de unirile ilicite și chiar față de perversiune decât a fost din vremurile păgâne. Nici ipoteza înfometării nu este singura pe care ne-o putem imagina. Oricine știe că pofta sexuală, la fel ca și celelalte pofte ale noastre, crește dacă este satisfăcută. Poate că oamenii flămânzi se gândesc mult la mâncare, dar la fel fac și cei care se îmbuibă cu mâncare. Și la comilor și flămânzilor le place să le fie stimulată pofta de mâncare. Al treilea punct. Vei găsi foarte puțini oameni care vor să mănânce lucruri care nu sunt de fapt mâncare sau care să facă altceva cu mâncarea decât să o mănânce. Cu alte cuvinte, pervertirea poftei de mâncare este rară. Dar perversiunile instinctului sexual sunt numeroase, greu de vindecat și înfricoșătoare. Îmi pare rău că trebuie să intru în toate aceste detalii, dar în ultimii 20 de ani am fost alimentați zi de zi cu minciuni sfruntate cu privire la sex. Ni s-a spus până când ne-am săturat să mai auzim că dorința sexuală este în aceeași categorie cu toate celelalte dorințe naturale ale noastre și dacă am abandonat vechea idee victoriană despre înăbușirea ei, toate lucrurile ar merge de minune în grădină. Nu este adevărat. În momentul în care analizezi faptele și lași la o parte propaganda, îți dai seama că nu este așa. Ei spun că sexul a ajuns o problemă deoarece a fost înăbușit, dar în ultimii 20 de ani nu a fost înăbușit. Se discută despre el toată ziua. Cu toate acestea, sexul continuă să fie o problemă. Dacă înăbușirea ar fi fost cauza problemei, descătușarea ar fi trebuit să repare situația. Eu cred că oamenii au înăbușit inițial instinctul sexual tocmai pentru că a ajuns într-o asemenea stare de haos. Oamenii moderni spun mereu, sexul nu este ceva de care să te rușinezi. Prin aceasta ei ne spun unul din două lucruri. Poate că ei vor să spună, nu este nimic rușinos în faptul că rasa umană se reproduce într-un anumit mod, nici în faptul că aceasta îi dă plăcere. Dacă ei se referă la aceasta, au dreptate. Și creștinii spun același lucru. Necazul nu este cu lucrul în sine și nici cu plăcerea. Vechii învățători creștini au spus că dacă omul nu ar fi căzut în păcat, plăcerea sexuală, în loc să fie mai mică decât acum, ar fi fost, de fapt, mult mai mare. Cunosc niște creștini înguști în vederi care vorbeau de parcă creștinismul ar susține că sexul sau trupul sau plăcerea ar fi rele în ele însele. Dar ei greșesc. Creștinismul este aproape singura dintre religiile majore care aprobă în totalitate trupul, care crede că materia este bună, că Dumnezeu însuși a luat odată trup omenesc, că în ceruri ni se va da un gen de trup și că acesta va constitui o parte esențială a fericirii, frumuseții și energiei noastre. Creștinismul a glorificat căsătoria mai mult decât oricare altă religie. Cele mai frumoase poezii de dragoste din lume au fost scrise aproape toate de creștini. Dacă cineva spune că sexul este rău în sine, creștinismul îl contrazice imediat. Dar desigur, când oamenii spun sexul nu este ceva de care să te rușinezi, ei vor de fapt să spună că starea în care a ajuns în prezent instinctul sexual nu este un lucru de care să ne fie rușine. Dacă au în gând lucrul acesta, eu cred că ei greșesc. Cred că este cât se poate de rușinos. Nu ai de ce să te rușinezi dacă îți place mâncarea. Ar trebui să te rușinezi dacă jumătate dintre oamenii din lume și-ar face din mâncare principalul interes al vieții lor și dacă și-ar petrece timpul privind la fotografii cu mâncare și scurgându-li se ochii după mâncare. Eu nu spun că tu și eu suntem răspunzători în mod individual pentru starea actuală. Strămoșii noștri ne-au transmis organisme care sunt deformate în această privință, iar noi suntem înconjurați tot mai mult de o propagandă în favoarea lipsei de castitate. Sunt oameni care vor să mențină instinctul nostru sexual aprins, pentru ca ei să facă bani pe seama noastră, deoarece, desigur, un om obsedat de un lucru este un om care opune foarte puțină rezistență. Dumnezeu cunoaște situația noastră. El nu ne va judeca de parcă nu am fi avut de înfruntat nicio dificultate. Ceea ce contează este sinceritatea noastră și perseverența voinței noastre de a le depăși. Înainte de a fi vindecați, noi trebuie să vrem să fim vindecați. Cei care vor cu adevărat să primească ajutor îl vor primi.
dar pentru mulți oameni moderni este greu chiar și să dorească acest lucru. Este ușor să ne facem iluzia că vrem ceva când în realitate noi nu vrem lucrul acela. Un creștin faimos din vremuri trecute ne-a spus că în tinerețe se ruga fără încetare pentru castitate. Dar peste mai mulți ani, el și-a dat seama că în timp ce buzele lui spuneau, Doamne, te rog, fă-mă curat, inima lui adăuga în taină, dar te rog, nu chiar acum. Lucrul acesta se poate întâmpla și cu rugăciunile pentru alte virtuți, dar există trei motive pentru care este deosebit de dificil pentru noi să dorim castitate completă, necum să o realizăm. În primul rând, firea noastră decăzută, diavolul care ne ispitește și toată propaganda modernă în favoarea satisfacerii poftelor se combină pentru a ne face să simțim că dorințele cărora încercăm să ne împotrivim sunt atât de naturale, de sănătoase și de rezonabile, încât este aproape pervers și anormal să ne împotrivim lor. Poze după poze, filme după filme, romane după romane, toate asociază ideea indulgenței sexuale cu ideile de sănătate, normalitate, tinerețe, franchețe și bună dispoziție. Ei bine, această asociere este o minciună. La fel ca toate minciunile de efect, ea este bazată pe un adevăr. Adevărul recunoscut anterior că sexul în sine, separat de excesele și obsesiile care s-au dezvoltat în jurul lui, este normal, sănătos și tot ce vreți. Minciuna constă în sugestia că orice act sexual la care ești tentat la un moment dat este sănătos și normal. Aceasta sau oricare altă concepție este foarte diferită de cea creștină și trebuie să fie absurdă. Cedarea la toate dorințele noastre duce în mod evident la impotență, la boală, la gelozie, la minciuni, la tăinuiri și la tot ce este opus sănătății și bunei dispoziții și sincerității. Pentru orice fericire, chiar și în lumea aceasta, este nevoie de o doză considerabilă de înfrânare. De aceea, afirmația că orice dorință puternică este sănătoasă și rezonabilă este o afirmație fără valoare. Orice om întreg la minte și civilizat trebuie să aibă un set de principii pe baza cărora decide să respingă unele dorințe și să accepte altele. Un om poate face aceasta pe baza unor principii creștine, altul pe baza unor principii igienice și altul pe baza unor principii sociologice. Adevăratul conflict nu este între creștinism și natură, ci între principiul creștin și alte principii care acționează în natură, deoarece natura, în sensul de dorință naturală, va trebui să fie ținută în frâu dacă vrei să nu-ți ruinezi întreaga viață. Recunoaștem că principiile creștine sunt mai stricte decât celelalte, dar noi credem că vei primi ajutor ca să respecti aceste principii, ajutor pe care nu-l vei primi ca să le respecti pe celelalte. În al doilea rând, mulți oameni nu au curajul să încerce cu seriozitate castitatea creștină, deoarece ei cred, înainte de a încerca, că lucrul acesta este imposibil. Dar când un lucru trebuie încercat, nu trebuie să te gândești dacă este posibil sau nu. Când ești confruntat cu o întrebare facultativă la un examen, te gândești dacă poți să răspunzi sau nu. Când ai o întrebare obligatorie, trebuie să faci tot ce poți ca să răspunzi. Poți să primești ceva puncte și pentru un răspuns imperfect, dar cu siguranță nu vei primi niciun punct dacă nici măcar nu încerci să răspunzi la întrebare. Nu numai la examene, ci și la război, la ascensiunile montane, la învățarea patinajului, a înotului sau a mersului cu bicicleta, la încheierea nasturelui de la gât când degetele sunt înghețate, oamenii fac adesea ceea ce părea imposibil înainte de a face lucrul respectiv. Este surprinzător ce poți face atunci când trebuie să faci un anumit lucru. Putem fi convinși, desigur, că o castitate perfectă, la fel ca și dragostea perfectă, nu va fi atinsă doar prin eforturi omenești. Trebuie să ceri ajutor de la Dumnezeu. Chiar și când îi ceri ajutorul, multă vreme ți se poate părea că nu primești niciun ajutor sau că primești prea puțin ajutor. Nu are importanță. După fiecare eșec, cere-ți iertare, ridică-te și încearcă din nou. Foarte adesea lucrul cu care ne ajută mai întâi Dumnezeu nu este virtutea însăși, ci tocmai această putere de a încerca din nou. Oricât de important ar fi castitatea sau curajul sau cinstea sau oricare altă virtute, acest proces formează noi calități ale sufletului care sunt și mai importante.
ne vindecă de iluziile cu privire la noi înșine și ne învață să depindem de Dumnezeu. Învățăm pe de o parte că nu ne putem încrede în noi înșine nici măcar în momentele noastre cele mai bune și pe de altă parte că nu trebuie să disperăm nici în momentele cele mai rele, deoarece eșecurile noastre sunt iertate. Singurul lucru fatal este să te dai bătut, mulțumindu-te cu mai puțin decât perfecțiunea. În al treilea rând, oamenii înțeleg deseori greșit afirmațiile psihologiei despre reprimare. Psihologia afirmă că reprimarea sexului este periculoasă, dar cuvântul reprimare este un termen tehnic. El nu înseamnă suprimare, în sensul de refuz sau împotrivire față de el. O dorință sau o idee reprimată este de obicei o dorință sau idee care s-a infiltrat în subconștient, de obicei la o vârstă foarte fragedă și care acum vine în gândirea conștientă numai printr-o formă deghizată și de nerecunoscut. Sexualitatea reprimată nu îi apare pacientului deloc ca o formă de sexualitate. Când un adolescent sau un adult se opune unei dorințe conștiente, el nu are de-a face cu o reprimare și nici nu este în cel mai mic pericol să creeze o reprimare. Dimpotrivă, cei care încearcă cu seriozitate să realizeze castitatea sunt mai conștienți și ajung curând să cunoască mai mult decât oricine altcineva despre sexualitatea lor. Ei ajung să-și cunoască dorințele la fel de bine cum l-a cunoscut Wellington pe Napoleon sau Sherlock Holmes pe Moriarty. La fel de bine cum un șorecar cunoaște șobolanii sau cum un instalator cunoaște totul despre conducte defecte care curg. Virtutea, chiar și încercarea de a ajunge la virtute, aduce lumină. Indulgența aduce ceață. În fine, deși a trebuit să vorbesc destul de mult despre sex, vreau să arăt cât se poate de limpede că nu acesta este centrul moralității creștine. Dacă cineva crede că creștinismul consideră lipsa de castitate drept viciul suprem, se înșeală. Păcatele cărnii sunt rele, dar ele sunt cele mai puțin grave dintre toate păcatele. Cele mai rele plăceri sunt pur spirituale. Plăcerea de a-i acuza pe alții, comportarea autoritară răutăcioasă și calomnierea, plăcerile puterii și urii. Există două lucruri înăuntrul meu, în competiție cu euul uman, la care trebuie să încerc să ajung. Ele sunt euul animal și euul diabolic. Euul diabolic este cel mai rău dintre cele două. Acesta este motivul pentru care un om mândru, rece, care se consideră pe sine drept și care merge regulat la biserică, poate să fie mult mai aproape de iad decât o prostituată. Desigur, cel mai bine este să nu faci parte din niciuna din aceste două categorii. Căsătoria creștină. Capitolul precedent a fost în principal negativ. Am discutat ce nu este în regulă cu impulsul sexual din om, dar am spus foarte puțin despre funcția lui bună, cu alte cuvinte despre căsătoria creștină. Sunt două motive pentru care mie nu-mi place în mod deosebit să mă ocup de căsătorie. Primul este că doctrinele creștine cu privire la acest subiect sunt extrem de nepopulare. Al doilea este că eu însumi nu am fost căsătorit niciodată și de aceea nu pot vorbi în cunoștință directă de cauză. Dar în ciuda acestui fapt, nu cred că aș putea lăsa la o parte acest subiect când discut despre morala creștină. Ideea creștină despre căsătorie este bazată pe cuvintele lui Hristos că bărbatul și femeia trebuie să fie socotiți ca un singur organism. Acesta este echivalentul modern pentru un singur trup. Creștinii cred că atunci când Hristos a spus acest lucru, el nu a exprimat un sentiment, ci a enunțat un fapt. La fel cum cineva enunță doar un fapt real când spune că lacătul și cheia sunt un singur mecanism, sau că arcușul și vioara sunt un singur instrument. Inventatorul mașinăriei umane ne spune că cele două jumătăți, bărbatul și femeia, au fost destinate să fie combinate împreună în perechi, nu numai la nivel sexual, ci să fie combinate total. Monstruozitatea actului sexual în afara căsătoriei constă în faptul că aceia care îl fac încearcă să izoleze un tip de unire, cea sexuală, de toate celelalte uniri care trebuiau să o însoțească pentru a face unirea desăvârșită. Concepția creștină nu afirmă că este ceva rău în plăcerea sexuală, după cum nu este nimic rău în plăcerea de a mânca. Ce vrea creștinismul să spună este că nu trebuie să izolezi plăcerea aceea și să încerci să o obții singură,
După cum nu trebuie să obții plăcerea de a gusta mâncarea fără a o înghiți și digera, ci doar mestecând mâncarea și scuipând-o afară. Drept consecință, creștinismul afirmă că legătura căsătoriei este pentru toată viața. În privința aceasta există desigur diferențe între diferite culte. Unii nu admit deloc divorțul, alții îl admit cu reținere în cazuri foarte speciale. Este o mare tragedie că creștinii nu pot fi toți de acord în probleme ca aceasta. Dar pentru laicul de rând, lucrul care trebuie observat este că toate bisericile sunt de acord una cu alta în privința căsătoriei, în mult mai mare măsură decât oricare dintre ele este de acord cu lumea din afară. Vreau să spun că toate bisericile consideră divorțul ca și o tăiere a unui trup viu, ca pe un fel de operație chirurgicală. Unele biserici cred că operația este atât de violentă încât nu poate fi făcută deloc. Altele o admit ca pe un remediu disperat în cazuri extreme. Toate bisericile sunt de acord că divorțul seamănă mai mult cu tăierea ambelor picioare decât cu desființarea unei asocieri de afaceri sau chiar cu dezertarea din armată. Nici una dintre biserici nu este de acord cu concepția modernă că divorțul este doar o simplă reorganizare a partenerilor, care poate fi făcută oricând partenerii simt că nu se mai iubesc unul pe altul sau când unul dintre ei se îndrăgostește de altcineva. Înainte de a examina această concepție modernă în raportul ei cu castitatea, trebuie să nu uităm să o discutăm în raport cu o altă virtute, și anume justiția. Justiția, așa cum am spus anterior, include respectarea promisiunilor. Orice persoană care a fost cununată în biserică a făcut o promisiune publică solemnă că va sta alături de partenerul său până la moarte. Îndatorirea de a respecta această promisiune nu are o legătură specială cu moralitatea sexuală. Ea este în aceeași poziție cu orice altă promisiune. Dacă, așa cum ne spun mereu oamenii moderni, impulsul sexual nu este decât un alt impuls oarecare, atunci ar trebui să fie tratat la fel ca toate celelalte impulsuri ale noastre. Și după cum satisfacerea lor este controlată de promisiunile noastre, tot așa trebuie să fie și satisfacerea impulsului sexual. Dacă însă, așa cum cred eu, impulsul sexual nu este nici de cum ca și toate celelalte impulsuri, ci este un impuls aprins în mod bolnăvicios, trebuie să fim deosebit de atenți să nu-i permitem să ne ducă la necinste. Cineva ar putea răspunde la această obiecție că el a considerat promisiunea făcută în biserică drept o simplă formalitate și că nu a intenționat niciodată să o respecte. Dacă așa stau lucrurile, pe cine a încercat persoana aceea să înșele? Pe Dumnezeu? N-a fost deloc un lucru înțelept. Pe sine? Nici lucrul acesta n-a fost prea înțelept. Pe mire sau pe mireasă sau pe socrii? Aceasta este înșelătorie. Cel mai adesea, cred eu, cei doi sau unul dintre ei speră să înșele publicul. Ei vor să aibă respectul care este legat de faptul de a fi căsătorit, dar fără să intenționeze să plătească prețul, adică ei sunt impostori, ei înșală. Dacă ei continuă să fie mulțumiți cu înșelăciunea lor, nu am ce să le spun. Cine ar putea impune datoria înaltă și dificilă a castității unor oameni care nu au nici măcar dorința de a fi onești? Dacă și-au venit acum în fire și vor să fie onești, promisiunea lor, făcută deja, îi constrânge. Faptul acesta, veți vedea, se încadrează la capitolul justiției, nu la cel al castității. Dacă oamenii nu cred în căsătorie pe viață, probabil că este mai bine să trăiască împreună necăsătoriți, decât să-și facă unul altuia jurăminte pe care nu intenționează să le respecte. Este adevărat că dacă trăiesc împreună fără să fie căsătoriți, ei vor fi vinovați, înaintea creștinilor, de imoralitate sexuală. Dar o greșeală nu poate fi reparată cu o altă greșeală. Lipsa de castitate nu este ameliorată dacă se adaugă sperjurul. Ideea că singurul motiv pentru a rămâne căsătoriți este că cei doi sunt îndrăgostiți unul de altul nu lasă loc pentru a considera căsătoria un contract sau o promisiune. Dacă singurul lucru important este dragostea, atunci promisiunea nu poate adăuga nimic. Și dacă nu adaugă nimic, nu ar trebui făcută.
Lucrul curios este că îndrăgostiții înșiși, câtă vreme rămân cu adevărat îndrăgostiți, știu mai bine lucrul acesta decât cei care vorbesc despre dragoste. Așa cum a subliniat Chesterton, cei care sunt îndrăgostiți au o înclinație naturală de a se lega prin promisiuni. Cântecele de dragoste din toată lumea sunt pline de jurăminte de statornicie eternă. Legea creștină nu impune asupra sentimentului de dragoste ceva ce este străin de natura acelui sentiment. Ea le cere îndrăgostiților să ia în serios ceva ce sentimentul însuși îi impulsionează să facă. Și bineînțeles, promisiunea făcută când sunt îndrăgostit și tocmai pentru că sunt îndrăgostit, promisiunea de a fi credincios persoanei iubite cât timp trăiesc, mă angajează să-i fiu credincios chiar și dacă încetez să mai fiu îndrăgostit. Promisiunea trebuie să fie făcută cu privire la lucruri pe care le pot face, cu privire la acțiuni. Nimeni nu poate promite că va continua să simtă într-un anumit fel. Am putea la fel de bine să promitem că nu vom avea niciodată dureri de cap sau că nu ne vom simți niciodată flămânzi. Dar poate întreba cineva ce rost mai are să-i ții la oaltă pe doi oameni dacă ei nu se mai iubesc. Există câteva motive sociale sănătoase. Ca să asigure un cămin pentru copiii lor, să o protejeze pe femeie, care probabil că și-a sacrificat sau și-a ruinat propria carieră prin faptul că s-a căsătorit, să o protejeze ca să nu fie abandonată ori de câte ori bărbatul se plictisește de ea. Dar mai este încă un motiv de care eu sunt foarte sigur, deși găsesc că este greu de explicat. Este greu de explicat deoarece atât de mulți oameni nu pot fi făcuți să înțeleagă că în timp ce B este mai bun decât C, A poate să fie chiar mai bun decât B. Lor le place să gândească numai în termenii de bine și rău, nu de bine, mai bine și cel mai bine, sau rău, mai rău și cel mai rău. Ei vor să știe dacă tu crezi că patriotismul este un lucru bun. Dacă le răspunzi că, desigur, patriotismul este mult mai bun decât egoismul individual, dar că este inferior dragostei universale și că ar trebui întotdeauna să cedeze în fața dragostei universale atunci când cele două sunt în conflict, ei cred că tu încerci să fii evaziv în răspunsul tău. Ei te întreabă ce crezi despre duel. Dacă le răspunzi că este mult mai bine să-l ierți pe un om decât să duelezi cu el, dar că un duel poate să fie mai bun decât o dușmănie de o viață întreagă, dușmănie care se dovedește prin eforturi secrete de a-l pune la pământ pe celălalt, ei se vor plânge că nu le dai un răspuns clar. Sper că niciunul dintre ascultători nu va face greșeala aceasta cu privire la ceea ce urmează să spun în continuare. Ceea ce noi numim a fi îndrăgostit este o stare înălțătoare și, în multe privințe, bună pentru noi. Ne ajută să devenim generoși și curajoși. Ne deschide ochii nu numai pentru frumusețea persoanei iubite, ci pentru tot ce este frumos. Și subordonează, mai ales la început, sexualitatea noastră pur animalică. În sensul acesta, dragostea este marea biruitoare a poftei. Niciun om în toate mințile nu va tăgădui că a fi îndrăgostit este o stare mult mai bună decât senzualitatea de rând sau decât egocentrismul rece. Dar așa cum am spus anterior, cel mai periculos lucru pe care îl putem face este să luăm unul dintre impulsurile naturii noastre și să facem din el lucrul pe care să-l urmărim cu orice preț. A fi îndrăgostit este un lucru bun. Dar nu este cel mai bun lucru. Există multe lucruri mai prejos de el, dar există multe lucruri mai presus de el. Nu poți să faci din el o bază pentru toată viața. Este un sentiment nobil, dar este cu toate acestea doar un sentiment. Nu ne putem aștepta ca vreun sentiment să aibă veșnic intensitate maximă și nici măcar nu ne putem aștepta să dureze. Cunoașterea poate dura, principiile pot dura, obiceiurile pot dura, dar sentimentele fluctuează. Și de fapt, orice ar spune oamenii, starea de îndrăgostire de obicei nu durează mult. Dacă expresia cu care se încheie poveștile și au trăit împreună fericiți toată viața este luată în sensul, în următorii 50 de ani ei au simțit aceeași dragoste ca și în ziua când s-au căsătorit. Atunci afirmația spune ceva ce probabil nu a fost adevărat niciodată și ceva ce nici nu poate fi adevărat. Cine ar putea suporta să trăiască în starea aceea de exaltare măcar 5 ani?
Ce s-ar întâmpla cu slujba ta, cu pofta ta de mâncare, cu somnul tău, cu prieteniile tale? Desigur, când încetezi să fii îndrăgostit, nu înseamnă că încetezi să iubești. Dragostea, în acest al doilea sens, spre deosebire de a fi îndrăgostit, nu este doar un sentiment. Este o unitate profundă menținută prin voință și întărită în mod deliberat prin obicei, întărită în familiile creștine prin grația pe care amândoi partenerii o cer și o primesc de la Dumnezeu. Ei pot avea această dragoste unul pentru altul chiar și atunci când nu le place unul de celălalt, la fel cum te iubești pe tine însuți chiar și atunci când nu îți place de tine. Ei pot păstra această dragoste chiar și atunci când, dacă și-ar permite, le-ar fi mai ușor să se îndrăgostească de altcineva. Faptul că au fost îndrăgostiți i-a determinat mai întâi să-și promită fidelitate. Această dragoste mai potolită le permite să-și respecte promisiunea. Mașinăria familiei funcționează tocmai cu această dragoste. Îndrăgostirea a fost explozia care a pornit motorul. Dacă nu sunteți de acord cu mine, probabil că veți spune: el nu știe nimic despre această problemă, el nu este căsătorit. Se prea poate să aveți dreptate, dar înainte de a spune acest lucru, aveți grijă să mă judecați prin prisma a ceea ce cunoașteți din experiența proprie și din observarea vieții prietenilor voștri, nu pe baza ideilor pe care le-ați căpătat din romane și din filme. Lucrul acesta nu este așa de simplu cum cred unii. Experiența noastră este colorată de romane, piese de teatru și filme și este nevoie de răbdare și de pricepere ca să separi lucrurile pe care le-ai învățat cu adevărat din experiența vieții. Oamenii își fac impresia din cărți că dacă te-ai căsătorit cu persoana potrivită, te poți aștepta să fii îndrăgostit pentru totdeauna. În consecință, când descoperă că nu sunt îndrăgostiți, ei cred că aceasta dovedește că au făcut o greșeală și că au dreptul să facă o schimbare, fără să-și dea seama că după ce au făcut schimbarea, strălucirea noii dragoste va dispare la fel cum s-a stins cea veche. În acest compartiment al vieții, ca și în celelalte, exaltarea vine la început și nu durează. Emoția pe care o simte un băiat când l-a captivat pentru prima oară ideea zborului nu va continua neschimbată când intră în aviația militară și începe cu adevărat să învețe să zboare. Emoția pe care o simți când vezi pentru prima oară un loc minunat se stinge atunci când te muți și locuiești în locul acela. Oare înseamnă aceasta că ar fi fost mai bine să nu înveți să zbori sau să nu locuiești într-un loc minunat? Nici de cum. În amândouă cazurile, dacă ne realizăm dorințele, stingerea primei emoții va fi compensată de un interes mai potolit și de mai lungă durată. Ba mai mult, și mi-este greu să găsesc cuvinte care să arate cât de important cred eu că este lucrul acesta, numai oamenii care sunt gata să accepte pierderea exaltării de început și să se preocupe de aspectul mai sobru sunt oamenii care vor găsi probabil o nouă exaltare într-o direcție cu totul diferită. Tânărul care a învățat să zboare și a devenit un pilot bun va descoperi dintr-o dată muzica. Omul care s-a stabilit să locuiască într-un loc minunat va descoperi grădinăritul. Eu cred că aceasta este o mică parte din ce a vrut să spună Hristos când a afirmat că un lucru nu poate trăi cu adevărat decât dacă moare mai întâi. Nu este deloc bine să încerci să păstrezi o exaltare. Este cel mai rău lucru pe care îl poți face. Lasă exaltarea să treacă, las-o să moară. Prin perioada aceea de moarte poți trece la un interes mai liniștit și la fericirea care urmează. Atunci vei descoperi că trăiești într-o lume care îți oferă în permanență noi emoții. Dar dacă încerci să-ți faci din exaltări un obicei și dacă încerci să le prelungești în mod artificial, acestea vor slăbi și se vor împuțina, iar tu vei fi pentru tot restul vieții un om îmbătrânit, plictisit și deziluzionat. Deoarece atât de puțini oameni înțeleg lucrul acesta, întâlnești bărbați și femei de vârstă mijlocie, trâncănind despre tinerețea lor pierdută, la o vârstă când pretutindeni în jurul lor ar trebui să vadă noi orizonturi și noi uși deschise. Este mult mai amuzant să înveți să înnoți decât să încerci la nesfârșit și fără rost să capturezi din nou sentimentul pe care l-ai avut când, copil fiind, te-ai bălăcit pentru prima oară în apă.
O altă idee pe care ne-o formăm din romane și piese de teatru este că îndrăgostirea este un lucru irezistibil, ceva ce se petrece numai o singură dată, ca pojarul. Și pentru că ei cred aceasta, unii oameni căsătoriți aruncă prosopul și abandonează lupta când descoperă că sunt atrași către o nouă cunoștință. Eu sunt înclinat să cred că aceste pasiuni irezistibile sunt mult mai rare în viața reală decât în romane, mai ales la adulți. Când întâlnim o persoană frumoasă, inteligentă și simpatică, bineînțeles că ar trebui, într-un sens, să admirăm și să iubim aceste calități. Dar oare nu depinde în foarte mare măsură de noi dacă această dragoste se transformă sau nu în ceea ce numim noi îndrăgostire? Nu încape îndoială că dacă mințile noastre sunt pline de romane, de piese de teatru și de cântece sentimentale, iar trupurile noastre sunt pline de alcool, vom transforma orice dragoste pe care o simțim în îndrăgostire. La fel cum, dacă ai un șanț lângă cărare, toată apa de ploaie se va aduna în șanț, sau dacă porți ochelari albaștri, toate lucrurile îți vor apare albastre, dar vina ar fi a noastră. Înainte de a părăsi problema divorțului, aș vrea să fac distinție între două lucruri care sunt confundate deseori. Concepția creștină despre căsătorie este un lucru. Celălalt lucru este o problemă cu totul diferită. În ce măsură creștinii, dacă sunt alegători sau membri ai Parlamentului, ar trebui să încerce să impună concepțiile lor despre căsătorie restului comunității, prin înglobarea lor în legi privitoare la divorț. Se pare că mulți oameni consideră că dacă tu însuți ești creștin, ar trebui să încerci să faci ca divorțul să fie dificil pentru toată lumea. Eu nu cred că ei au dreptate. Eu unul știu că aș fi foarte supărat dacă mahomedanii ar încerca să ne împiedice pe noi ceilalți să bem vin. Părerea mea personală este că bisericile ar trebui să recunoască deschis că majoritatea oamenilor nu sunt creștini și că, în consecință, nu ne putem aștepta ca ei să trăiască vieți de creștini. Ar trebui să existe două feluri distincte de căsătorie. Unul guvernat de stat, cu legi impuse tuturor cetățenilor, iar celălalt guvernat de biserică, cu legi impuse de biserică tuturor membrilor ei. Distincția ar trebui să fie atât de netă încât orice om să poată vedea care oameni sunt căsătoriți în sens creștin și care nu sunt. Este suficient cât am spus cu privire la doctrina creștină despre permanența căsătoriei. Mai rămâne de discutat un lucru care este și mai neagreat. Femeile creștine promit să asculte de soții lor. În căsnicia creștină se spune că bărbatul este capul. Se ridică două întrebări evidente aici. 1. La urma urmei, de ce este nevoie de cap? De ce să nu fie egalitate? Și 2. De ce să fie bărbatul capul? Necesitatea unui cap decurge din ideea că familia este permanentă. Desigur, câtă vreme bărbatul și femeia sunt de acord, nu se pune problema cine este capul. Și noi putem spera că aceasta va fi starea normală a lucrurilor într-o familie creștină. Dar ce trebuie să faci când apare un dezacord serios? Parlamentările s-au terminat, desigur, dar eu presupun că ei au discutat și că nu au reușit să ajungă la un acord. Ce trebuie să facă atunci? Ei nu pot decide cu majoritate de voturi pentru că într-un consiliu cu numai doi membri nu poate exista majoritate. Este clar că nu se poate să se întâmple decât unul din două lucruri. Fie să se separe și fiecare să meargă pe drumul lui, fie unul dintre ei să aibă votul decisiv. Dacă familia este permanentă, în ultimă instanță unul dintre soți trebuie să aibă puterea să decidă în problemele referitoare la familie. Nu poate exista o asociere permanentă fără o constituție. Dacă trebuie să fie un cap, de ce să fie bărbatul? Ei bine, în primul rând, există vreo dorință foarte serioasă ca să fie femeia? După cum am spus, eu însumi nu sunt căsătorit, dar din câte știu, chiar și o femeie care vrea să fie capul familiei ei nu admiră de obicei aceeași stare de lucruri când o vede la vecini. Este mult mai probabil că ea va spune, sărmanul domn X, nu pot înțelege de ce îi permite femeii acelea îngrozitoare să se poarte cu el ca un zbir. Nu cred că ea se simte foarte flatată când cineva îi aduce aminte de faptul că ea este capul familiei ei. Trebuie să fie ceva nefiresc în situațiile în care femeile îi conduc pe bărbați,
deoarece femeile însele sunt pe jumătate rușinate de lucrul acesta și îi disprețuiesc pe bărbații pe care îi conduc. Dar mai este încă un motiv. Și în privința aceasta pot vorbi mai bine ca burlac, deoarece este un motiv pe care îl vezi mai bine din afară decât dinăuntru. Relațiile familiei cu lumea din afară, ceea ce am putea numi politica ei externă, trebuie să depindă în ultimă instanță de bărbat, deoarece el ar trebui să fie întotdeauna, și de obicei este, mult mai drept cu cei din afară. O femeie luptă în primul rând pentru copiii ei și pentru soțul ei împotriva restului lumii. Este aproape firesc să existe un conflict între interesele lumii și interesele ei. Femeia este păzitorul special al intereselor familiei. Funcția bărbatului este să aibă grijă ca această preferință naturală a femeii să nu capete curs. El are ultimul cuvânt pentru ca să-i protejeze pe ceilalți oameni de patriotismul familial intens al soției sale. Dacă aveți îndoieli în privința aceasta, permiteți-mi să vă pun o întrebare simplă. Dacă câinele vostru l-a mușcat pe copilul vecinilor sau dacă copilul vostru l-a bătut pe câinele vecinilor, cu cine ați prefera să aveți de-a face? Cu stăpânul sau cu stăpâna casei? Dacă sunteți o femeie căsătorită, permiteți-mi să vă întreb ceva. Oricât de mult v-ar admira soțul, oare nu veți spune că principala lui slăbiciune este că nu apără așa de viguros cum ați vrea drepturile lui și ale familiei în fața vecinilor? Că este un împăciuitor? Iertarea. Am spus într-un capitol anterior că cea mai nepopulară dintre virtuțile creștine este castitatea. Nu sunt sigur dacă am dreptate. Cred că aceea despre care voi vorbi astăzi este și mai nepopulară. Este vorba despre regula creștină să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În morala creștină, termenul aproapele tău îl include și pe dușmanul tău și astfel ajungem la această datorie teribilă de a-i ierta pe dușmanii noștri. Oricine va spune că iertarea este un lucru splendid până când trebuie să ierte ceva, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului. Și atunci menționarea acestui subiect este întâmpinată cu huiduieli pline de mânie. Acest lucru se petrece nu pentru că oamenii ar considera că aceasta este o virtute prea înaltă și prea dificilă, ci pentru că o consideră detestabilă și de disprețuit. Mă îmbolnăvesc când aud vorbe de genul acesta, spun ei. Probabil că jumătate dintre voi sunteți gata să mă întrebați, oare cum te-ai simți dacă ai fi polonez sau evreu și ți s-ar spune să ierți gestapoul? Și eu îmi pun aceeași întrebare, mi-o pun cu toată seriozitatea. Când creștinismul îmi spune că nu trebuie să-mi tăgăduiesc religia, nici măcar pentru a mă salva de la moartea prin tortură, mă întreb ce ar trebui să fac când ajung în acel punct. Prin demersul meu nu încerc să vă spun ce aș putea face, pot face prea puțin. Vă spun ce este creștinismul. Nu l-am inventat eu. Și în mijlocul învățăturilor creștine o găsesc pe aceasta. Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi celor ce păcătuiesc împotriva noastră. Nu este nici cea mai vagă indicație că ni s-ar oferi iertarea în alți termeni. Se arată cât se poate de limpede că dacă nu iertăm, nu vom fi iertați. Nu există nici o altă cale. Atunci, ce trebuie să facem? Este limpede că va fi suficient de greu, dar eu cred că sunt două lucruri care ne pot ușura efortul. Când încep studiul matematicii, nu încep cu calculul integral, încep cu adunarea simplă. La fel, dacă noi vrem cu adevărat și totul depinde de a vrea cu adevărat, să învățăm să iertăm, poate că ar fi mai bine să începem cu ceva mai ușor decât gestapoul. Am putea începe iertându-ne soțul sau soția, părinții, copiii sau pe superiorul imediat, pentru ceva ce au făcut sau au spus în săptămâna trecută. Probabil că aceasta ne va ocupa gândurile pe moment. În al doilea rând, am putea încerca să înțelegem exact ce înseamnă a ne iubi aproapele ca pe noi înșine. Trebuie să-l iubesc așa cum mă iubesc pe mine însumi. Ei bine, cum mă iubesc pe mine însumi? Dacă mă gândesc bine la lucrul acesta, îmi dau seama că nu aș putea spune că am un sentiment de afecțiune față de mine însumi, iar uneori nu-mi place nici măcar propria mea societate. S-ar părea, deci, că iubește-l pe aproapele tău nu înseamnă a simți afecțiune pentru el sau a-l găsi atrăgător.
Ar fi trebuit să-mi dau seama mai curând de lucrul acesta, deoarece este cert că nu simți afecțiune pentru cineva când încerci să faci lucrul acesta. Mă apreciez pe mine însumi? Mă consider un om de treabă? E bine, mă tem că uneori o fac și acelea sunt fără îndoială momentele mele cele mai proaste, dar nu acesta este motivul pentru care mă iubesc pe mine însumi. De fapt, lucrurile stau tocmai pe dos. Iubirea de sine mă face să mă consider om de treabă, dar faptul că mă consider un om de treabă nu este motivul pentru care mă iubesc pe mine însumi. Așadar, nici am iubit dușmanii nu pare să însemne că trebuie să cred despre ei că sunt mai buni decât în realitate. Aceasta este o ușurare enormă. Mulți oameni își închipuie că a-ți ierta dușmanii înseamnă să consideri că de fapt ei nu sunt chiar așa de răi, când realitatea este că ei sunt răi. Să mergem un pas mai departe. În momentele mele de luciditate maximă, nu numai că eu nu mă consider un om de treabă, ci știu că sunt foarte dezagreabil. Mă uit cu groază și dispreț la unele lucruri pe care le-am făcut. Prin urmare, se pare că mi se permite să disprețuiesc și să urăsc unele lucruri pe care le fac dușmanii mei. Dacă mă gândesc mai bine, îmi aduc aminte că învățătorii mei creștini mi-au spus de mult că eu trebuie să urăsc acțiunile unui om rău, dar să nu-l urăsc pe omul acela, sau, cum ar spune ei, urăște păcatul, dar nu pe păcătos. Multă vreme am crezut că aceasta este o distincție absurdă, că ei despică firul de păr în patru. Cum aș putea să urăsc ce face un om și să nu-l urăsc pe omul acela? Dar peste mai mulți ani mi-am dat seama că există un om pe care l-am tratat tocmai în felul acesta toată viața, adică eu însumi. Oricât de mult mi-ar displace lașitatea, viclenia sau lăcomia mea, tot am continuat să mă iubesc pe mine însumi. Nu am avut niciodată nici măcar cea mai mică problemă în privința aceasta. De fapt, însuși motivul pentru care am urât lucrurile rele a fost că l-am iubit pe om. Tocmai pentru că m-am iubit pe mine însumi, mi-a părut rău să descoper ce fel de om a fost cel care a făcut acele lucruri. În consecință, creștinismul nu ne cere să reducem nici măcar cu un strop ura pe care o simțim față de cruzime și viclenie. Noi trebuie să urâm aceste lucruri. Nu trebuie să retragem nici măcar un singur cuvânt pe care l-am spus despre ele. Dar creștinismul ne cere să le urâm în același fel în care urâm lucrurile din noi înșine, cu părere de rău că omul acela a ajuns să facă asemenea lucruri și cu speranța că, dacă este posibil, cumva, cândva, undeva, el va fi vindecat și va redeveni om. Adevăratul test este următorul. Să presupunem că cineva citește în ziar o întâmplare despre niște atrocități josnice. Să mai presupunem că după aceea mai apare ceva care sugerează că s-ar putea ca întâmplarea aceea să nu fie întru totul adevărată, sau că lucrurile nu au fost așa de grave cum au fost descrise. Care este prima reacție? Slavă Domnului pentru că oamenii aceia nu sunt chiar așa de răi? Sau este un sentiment de dezamăgire și chiar o hotărâre de a te agăța de prima relatare pentru simpla plăcere de a crede că dușmanii tăi sunt cât se poate de răi? Dacă reacția ta este a doua, mă tem că este primul pas într-un proces care, dacă își urmează cursul până la capăt, ne va transforma în diavoli. Vedeți voi, noi începem să dorim ca ceea ce este negru să fie puțin mai negru. Dacă dăm curs acestei dorințe, mai târziu vom avea să vedem cenușiul drept negru și apoi vom vrea să vedem chiar și albul negru. În cele din urmă vom insista să vedem totul rău, pe Dumnezeu, pe prietenii noștri și pe noi înșine și nu ne vom mai putea opri din a vedea astfel lucrurile. Vom deveni închiși pe veșnicie într-un univers de ură desăvârșită. Să mergem un pas mai departe. Am iubit dușmanul înseamnă oare că nu trebuie să-l pedepsesc? Nu, deoarece dacă mă iubesc pe mine însumi, nu înseamnă că nu trebuie să mă supun pe mine însumi pedepsei, chiar și pedepsei cu moartea. Dacă cineva a comis un omor corect din punct de vedere creștin, ar fi să se predea poliției și să fie executat. De aceea, după părerea mea, este drept ca un judecător creștin să condamne la moarte pe un criminal și este drept ca un soldat creștin să-l omoare în luptă pe dușman. Am crezut întotdeauna lucrul acesta de când am devenit creștin, cu mult înainte de război, și continui să cred lucrul acesta și acum, în timp de pace. Nu are rost să cităm porunca să nu ucizi.
În limba greacă sunt două cuvinte, cuvântul obișnuit, a omorâ, și cuvântul a ucide. Când Hristos a citat porunca aceasta, el a folosit cuvântul a ucide în toate cele trei relatări din Matei, Marcu și Luca. Mi s-a spus că și în limba greacă există aceeași distincție. Nu orice omor este crimă, după cum nu orice act de unire sexuală este adulter. Când soldații au venit la Ioan Botezătorul ca să-l întrebe ce să facă, el nu le-a sugerat nici măcar pe departe să iasă din armată. Nici Hristos n-a făcut așa ceva când l-a întâlnit pe un sergent major roman, un centurion. Ideea de cavaler, un creștin sub arme ca să apere o cauză bună, este una dintre ideile creștine de seamă. Războiul este un lucru îngrozitor și eu pot să-l respect pe un pacifist sincer, deși cred că poziția lui este cu totul greșită. Ce nu pot înțelege este acest gen de semipacifism din zilele noastre, care le dă oamenilor impresia că, deși trebuie să lupți, ar trebui să o faci cu gravitate, ca și cum ți-ar fi rușine de ceea ce faci. Sentimentul acesta îi privează pe mulți tineri creștini minunați care slujesc sub arme de ceva la care au dreptul, ceva ce este un însoțitor firesc al curajului, un sentiment de bucurie și de entuziasm. M-am gândit deseori ce s-ar fi întâmplat dacă, atunci când am luptat în primul război mondial, eu și un tânăr german ne-am fi omorât unul pe celălalt simultan și ne-am fi întâlnit imediat după moarte. Nu-mi pot imagina că vreunul dintre noi ar fi simțit vreun resentiment sau chiar jenă. Cred că am fi râs amândoi de toată întâmplarea. Poate că cineva va spune, ei bine, dacă ți se permite să condamni acțiunile dușmanului, să-l pedepsești și să-l omori, ce diferență este între moralitatea creștină și concepția lumii? Diferența este enormă. Nu uitați că noi creștinii credem că omul trăiește veșnic. De aceea, ceea ce contează cu adevărat sunt acele mici urme sau modificări ale părții centrale a sufletului, pe care o transformăm în cursul trăirii într-o ființă cerească sau demonică. Putem omorâ dacă este necesar, dar nu trebuie să urâm și să găsim plăcere în a urâ. Putem pedepsi dacă este necesar, dar nu trebuie să ne găsim plăcerea în aceasta. Cu alte cuvinte, ceva înăuntrul nostru, resentimentul, sentimentul acela de răzbunare, trebuie pur și simplu omorât. Nu vreau să spun că cineva poate decide în momentul acesta că nu va mai simți niciodată aceste sentimente. Lucrurile nu se petrec așa. Ce vreau să spun este că de fiecare dată când acest sentiment își ridică capul, zi după zi, an după an, pe tot parcursul vieții, trebuie să-l lovim în cap. Este o muncă dificilă, dar încercarea nu este imposibilă. Chiar și atunci când omorâm sau când pedepsim, trebuie să încercăm să avem față de dușman același sentiment pe care îl avem față de noi înșine. Să dorim să nu fie chiar așa de rău, să sperăm că în lumea aceasta sau în cealaltă el va fi vindecat. De fapt, trebuie să-i dorim binele. Aceasta se înțelege în Biblie prin a-l iubi. Ai dori binele, nu a avea un sentiment de afecțiune față de el și nici a spune despre el că este bun atunci când nu este bun. Recunosc că aceasta înseamnă să iubim pe unii oameni care nu au în ei nimic demn de iubit. Dar există oare ceva demn de iubit în noi înșine? Noi iubim ceea ce este în noi pur și simplu pentru că ne reprezintă pe noi înșine. Dumnezeu vrea să iubim pe toți oamenii în același fel și pentru același motiv. Dar El deja ne-a dat un exemplu în noi înșine ca să ne arate cum operează această dragoste. Trebuie să trecem și să aplicăm aceeași regulă la toți oamenii. Poate că ne va fi mai ușor dacă ne vom aminti că acesta este felul în care ne iubește El. Nu pentru niște calități frumoase sau atrăgătoare pe care credem că le avem, ci tocmai pentru că suntem oameni. De fapt, în noi nu este nimic altceva vrednic de iubit. Suntem niște creaturi care găsesc în ură o asemenea plăcere, încât să renunțe la ea este ca și cum ar trebui să renunțe la bere sau la tutun. Păcatul cel mare. Am ajuns astăzi la acea parte a moralei creștine care se deosebește radical de celelalte concepții morale. Există un viciu de care nu este scutit niciun om din lume. Un viciu pe care oricine îl disprețuiește când îl vede la altcineva. Un viciu de care, cu excepția creștinilor, foarte puțini oameni și-au închipuit că ar fi vinovați ei înșiși. I-am auzit pe unii recunoscând că sunt nervoși,
că nu pot să nu-și întoarcă capul după femei, că nu se pot opri de la băutură sau chiar că sunt lași. Dar nu cred că am auzit vreodată pe cineva care nu este creștin acuzându-se că ar avea viciul despre care voi vorbi în continuare. În același timp, foarte rar am întâlnit pe cineva care să nu fie creștin și să dea o dovadă cât de mică de îndurare față de alții care au viciul acesta. Nu este niciun neajuns care să-l facă pe un om mai neagreat, niciun neajuns de care să fim mai puțin conștienți în ce ne privește. Cu cât îl avem mai mult în noi înșine, cu atât mai mult ne displace la alții. Viciul despre care vorbesc este mândria sau îngânfarea, iar virtutea opusă lui în morala creștină este numită umilință. Vă aduceți aminte că atunci când am vorbit despre moralitatea sexuală, v-am atras atenția că nu acela era punctul central al moralei creștine. Ei bine, acum am ajuns la punctul central. Potrivit învățătorilor creștini, viciul esențial, răul suprem, este mândria. Lipsa de castitate, mânia, lăcomia, beția și toate celelalte de felul lor sunt doar bagatele în comparație cu mândria. Prin mândrie, diavolul a devenit diavol. Mândria duce la toate celelalte vicii. Este o stare a gândirii opusă în totalitate lui Dumnezeu. Vi se pare că exagerez? Dacă da, mai gândiți-vă odată. Am arătat puțin mai înainte că cu cât are cineva mai multă mândrie, cu atât mai mult o va condamna la alții. De fapt, dacă vrei să afli cât ești de mândru, cel mai simplu mod de a o face este să spui întrebarea: cât de mult îmi displace când alții îmi dau peste nas, când refuză să mă bage în seamă, când se amestecă în treburile mele, când mă tutelează sau când fac pe grozavii. Ideea este că mândria fiecărui om este în competiție cu mândria celorlalți. Tocmai pentru că eu vreau să fiu în centrul atenției grupului, sunt atât de deranjat când altcineva este în centrul atenției. Doi oameni de aceeași meserie nu sunt niciodată de acord. Lucrul care trebuie să ți-l lămurești este că mândria este esențialmente competitivă. Este competitivă prin însăși natura ei, în timp ce toate celelalte vicii am putea spune că sunt competitive numai accidental. Mândria nu află plăcere în a avea ceva, ci numai în a avea mai mult decât vecinul. Noi spunem că oamenii sunt mândri că sunt bogați sau deștepți sau arătoși, dar nu este așa. Ei sunt mândri pentru că sunt mai bogați sau mai deștepți sau mai arătoși decât alții. Dacă toți ceilalți ar deveni la fel de bogați, la fel de deștepți sau la fel de arătoși, nu ar exista niciun motiv de mândrie. Comparația este cea care te face mândru, plăcerea de a fi mai presus decât ceilalți. Odată ce a dispărut elementul competitiv, mândria s-a dus. Acesta este motivul pentru care eu spun că mândria este prin esența ei competitivă într-un mod diferit de celelalte vicii. Impulsul sexual îi poate aduce în competiție pe doi bărbați dacă amândoi doresc aceeași femeie, dar acesta este doar un accident. S-ar putea la fel de bine ca ei să dorească două femei diferite. Dar un om mândru va căuta să-ți ia femeia iubită nu pentru că o dorește, ci doar pentru a dovedi că este un bărbat mai grozav decât tine. Lăcomia îi poate face pe oameni să intre în competiție, dacă nu există bunuri suficiente pentru toți. Dar omul mândru, chiar dacă are mai multe decât își poate dori, va încerca să obțină și mai mult, doar pentru a-și dovedi puterea. Aproape toate relele din lume pe care oamenii le atribuie lăcomiei sau egoismului sunt în mult mai mare măsură rezultatul mândriei. Să luăm ca exemplu banii. Lăcomia îl determină pe un om să dorească bani ca să aibă o casă mai bună, ca să-și petreacă mai bine vacanțele, ca să aibă lucruri mai bune de mâncat și de băut, dar numai până la un punct. Ce îl face pe un om care câștigă 100.000 de lei pe an să dorească să câștige 200.000 de lei pe an? Nu este lăcomia după mai multe plăceri. 100.000 de lei îi pot da toate plăcerile de care se poate bucura un om. Ceea ce îl determină să vrea mai mulți bani este mândria, dorința de a fi mai bogat decât un alt om bogat și, într-o măsură și mai mare, dorința de putere. Desigur, puterea este lucrul care produce desfătare mândriei. Nu există nici un alt lucru care să-l facă pe un om să se simtă superior celorlalți ca și puterea de a-i manipula pe ceilalți ca pe niște soldați de plumb.
ce o determină pe o fată frumoasă să semene nefericire prin colectarea de admiratori pretutindeni unde merge. Nu este instinctul ei sexual. Genul acela de fată este foarte adesea frigidă sexual. Este mândria. Ce îl determină pe liderul politic al unei națiuni să pretindă tot mai mult și mai mult? Mândria. Mândria este competitivă prin însăși natura ei. Acesta este motivul pentru care ea nu se oprește niciodată. Dacă eu sunt un om mândru, atunci câtă vreme există în întreaga lume un om mai puternic, mai bogat sau mai deștept decât mine, el este rivalul și dușmanul meu. Creștinii au dreptate. Mândria a fost cauza principală a nenorocirilor din orice națiune și din orice familie de la începutul lumii. Alte vicii pot uneori să-i aducă pe oameni la oaltă. Poți găsi prietenie și glume între bețivi și stricați. Dar mândria înseamnă întotdeauna dușmănie. Ea este dușmănie și nu numai dușmănie între oameni, ci dușmănie față de Dumnezeu. În Dumnezeu găsești ceva ce îți este infinit superior în toate privințele. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu în felul acesta și dacă, prin urmare, nu știi că ești neînsemnat în comparație cu El, tu nu-L cunoști deloc pe Dumnezeu. Câtă vreme ești mândru, nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu. Omul mândru privește întotdeauna de sus la lucruri și la oameni și, bineînțeles, câtă vreme privești în jos, nu poți vedea ceva ce este deasupra ta. Aceasta dă naștere la o întrebare înspăimântătoare. De ce oameni care sunt în mod evident roși de mândrie pot spune că ei cred în Dumnezeu și par să fie foarte religioși? Mă tem că aceasta înseamnă că ei se închină unui Dumnezeu imaginar. Ei admit teoretic că nu sunt nimic în prezența acestui Dumnezeu fantomatic, dar de fapt își închipuie tot timpul că El îi aprobă și îi consideră mult mai bun decât oamenii de rând. Adică ei vin cu un gram de umilință imaginară înaintea lui și pleacă cu un kilogram de mândrie față de semenii lor. Cred că Hristos a gândit la asemenea oameni când a spus că unii vor predica despre El și vor scoate demoni în numele Lui, doar pentru ca la sfârșit să li se spună că El nu i-a cunoscut niciodată. Oricare dintre noi poate cădea în această capcană mortală la un moment dat. Din fericire avem un test ca să ne verificăm singuri. Ori de câte ori descoperim că viața noastră religioasă ne face să simțim că suntem buni și mai ales că suntem mai buni decât altcineva, cred că putem fi siguri că în noi lucrează cineva, numai că nu este Dumnezeu, ci diavolul. Adevăratul test pentru a afla dacă ești în prezența lui Dumnezeu este fie că tu uiți cu desăvârșire de tine însuți, fie că te vezi mic și murdar. Cel mai bine este să uiți cu desăvârșire de tine însuți. Este un fapt îngrozitor că cel mai rău dintre toate viciile se poate strecura până în centrul vieții noastre religioase. Dar puteți înțelege care este motivul. Celelalte vicii, mai puțin rele, vin de la diavolul, care acționează asupra noastră prin natura noastră animală. Dar acest viciu nu vine nici de cum prin natura noastră animală. El vine direct din iad. Este un viciu pur spiritual. În consecință, este mult mai subtil și mai mortal. Pentru același motiv, mândria poate fi folosită adesea pentru a diminua viciile mai simple. De fapt, învățătorii fac deseori apel la mândria unui băiat sau, cum o numesc ei, la respectul de sine, pentru a-l face să se poarte decent. Mulți oameni au învățat să-și înfrângă lașitatea sau pofta sau furia prin faptul că au învățat să considere că aceste lucruri sunt mai prejos de demnitatea lor, adică și-au folosit mândria. Diavolul râde. El este perfect satisfăcut să vadă că devii mai curat, mai curajos, mai stăpân pe tine, cu condiția ca tot timpul el să instaureze în tine dictatura mândriei. Este ca și cum el ar fi mulțumit să vadă că te-ai vindecat de degerături, dacă poate să-ți dea în schimb un cancer. Mândria este un cancer spiritual. Ea distruge însăși posibilitatea de a iubi, de a fi mulțumit. Ea distruge chiar și judecata sănătoasă. Înainte de a părăsi acest subiect, trebuie să vă atrag atenția cu privire la câteva posibile interpretări greșite.